Bună seara, suntem în direct pe Wowbiz.ro. De la această oră vorbim despre Survivor România și cu cine aș putea eu să discut despre acest show fenomen în România decât cu colegul meu, Alex, de exemplu. Bună, Alex! Bună, Cornelia! Din nou ștafeta așa completă și așa cum le-am spus oamenilor, noi nu plecăm de aici, da? O să rămânem aproape toată vara alături de ei și de iubitorii acestui show fenomen în România. O să-i aducem pe toți cei pe care noi am avut doar în înregistrări aici în studio să ne spună ce s-a întâmplat în Republica Dominicană. Trebuie să-i avem pe toți să spună fiecare punct de vedere, cuvântul. Sunt multe chestii controversate, multe care au rămas nespuse și trebuie să fiecare să se exprime în fața oamenilor de acasă care i-au votat. Bineînțeles, nu? Noi așa am început, cu câștigătoarea Survivor România, cu finaliștii. Acum avem alături de noi oameni foarte importanți care au fost în show, oameni pe care cei de acasă i-au îndrăgit foarte mult, poate pe alții sunt i-au contestat. Sunt cei mai buni, cei mai buni atleți. E adevărat, aici nu poate să conteste nimeni. Acolo, pe trasee, au fost extraordinari. E ca o ierarhie, cei care au ieșit la început, apoi mai la mijloc și ultimii, spre sfârșit, acolo, în ultimele episoade, asta contează. Oamenii foarte importanți, eu astăzi o să mă simt foarte bine pentru că o să fiu așa în largul meu, sunt alături de faimoși. Acum ești tu în inferioritate, săptămâna trecută au fost numai războinici alături de noi, dar așa mai punem și noi balanța într-un fel să fie și de partea mea cineva, pentru că m-am simțit un pic stingheră. Nu că n-ar fi fost drăguț și Iancu pe care îl cunoșteam dinainte, dar totuși... N-ar trebui să te simți nici de cum în inferioritate. Trebuie să te simți foarte bine alături de acești oameni, pentru că ei s-au integrat în ceea ce înseamnă spiritul nostru de Survivor sau show-urile noastre de aventură de la Canal D, așa că nu contează dacă suntem faimoși sau războinici, suntem aici în aceeași dinamică, în aceeași, cam, în aceeași prietenie, frăția aventurii. Dacă data trecută am avut așa niște brățări albastre, așa, să fiu în ton și cu invitații noștri, acum sunt îmbrăcată precum cei din Republica Dominicană, deși vremea de afară ne joacă peste, așa, mai plouă, mai... Păi să le spunem oamenilor că acesta este un costum popular tradițional din Republica Dominicană, nu? Ia, bineînțeles, da. De unde ți-ai procurat această ținută dominicană? Din Punta Cana, de unde? Exact de acolo. Din, aceste motive tropicale. Da. Ah, ok, da. E foarte bine, pentru că suntem în tonul emisiunii și vreau să intrăm în emisiunea noastră, să vorbim cu invitații de astăzi, pentru că de-abia așteptam aici la mine. Fatou sunt doi oameni deosebiți, doi oameni care au făcut istorie pe traseele din Republica Dominicană. Doi faimoși la pol opus, dacă aș putea să spun, ca și temperament. Am să încep cu Cezar Jolatoni. Bună, Cezar! Bună seara, bună seara! Mulțumesc mult de invitație! Salutare, și Cezar! Ghiță Balmăș! Bună seara, bună seara! Salutare, Ghiță! Vulcanicul Ghiță! Vulcanicul Ghiță! Așa am și spus, unul prea calm și altul prea vulcanic. Oricum, mulțumim frumos pentru introducere! Chiar nu vă mai opresc din complimente, la final trebuie să vă dăm, să vă cinstim! Păi, da. Ăsta e și scopul, nu? Păi am văzut că ai venit cu o pungă la tine, ai zis că ne faci, da, un cadou ceva. Da, am aici lângă mine. Pentru că eu de unde mă duc, de obicei trebuie să duc ceva acasă. Și... Ce ai furat? Nu am furat. Acolo am aflat câteva chestii la ieșirea din concurs, care avea ei un copac special cu niște băuturi speciale și bineînțeles cacao. Și aici v-am adus câte două bucăți la fiecare. Dar scoate cadou. Haideți că vă scot eu atunci. Așa, pentru că nu l-am lăsat pe Alex să se uite. Asta e o băutură medicinală. Îmi place foarte mult cum e pictată și tocmai de asta am și cumpărat-o. Și înăuntru, din câte am înțeles, are un copac special din Dominicană care e folosit pe post de medicament. Și băutura... Ți-ai luat și tu? Nu mi-am luat, dar văd că Ghiță vrea să pună bine cu voi. Dar m-am pus bine că e din prima, de când am ieșit din concurs. Da, bineînțeles, văzut. A fost invitatul nostru de mai multe și mai am una aici, mai am una și pentru tine. Mulțumesc, nu o lăsăm frumos. Așa. Mulțumesc. Interesant. Da, e chiar super interesantă. Eu faptul n-am avut timp să-mi cumpăr nimica. De ce n-ai avut timp? Am ieșit și am plecat. Cezar eliminat. Gata, bagajul, hai că plecăm. Exact, a ieșit Cezar să termină Survivor. Plecăm așa. Și mai am ceva. Mai am niște bomboane
tot așa cu cacao. Astea sunt, mamă, demențiale. Doar dacă că nu te deranjează, o să desfac asta chiar acum. Da, poți să le mănânci când vrei tu. Păi desfă-le. Hai să vedem ce a cumpărat Ghiță. Vă mulțumesc frumos, Ghiță, pentru cadouri. Îți mulțumesc din suflet pentru că... Să fiți iubiți. Mie îmi place orice cadou. Eu o să vorbesc mai mult și atunci când o să am o pauză. Eu cu cacao lipsă. De ce? Chiar foarte bun. Ghiță, mi-a luat și mie? Mai am, îți dau și ție. Îți dau. Oricum, ție ți-am promis altceva din Polonia. Adevărat, așa. După cum ziceam eu, de fiecare unde mă duc, iau câte un suvenir sau câte ceva anume. Din Polonia, cel mai mult îmi plac ceva ciocolățele înăuntru cu prună. Și atât am vorbit la Survivor de ele, încât până la urmă zis Cezar, ori îmi dai, ori nu mai vorbești de ele. Ha, de alea de-am găsit și la Brașov. Oarecum sunt asemănătoare cu cele bucuria. Din, acele care sunt și din partea aceea de Exact. Da, doar că au prune adevărat. Și sunt foarte mari. Și tot i-am promis. Dar uite că acum ne-am întâlnit și am uitat să le aduc, promit. Aștept. Uite, vezi că ocazia asta ne mai vedem. Vezi, e prima dată când vă întâlniți după întoarcerea din Republica Dominicană? Ne-am mai întâlnit de câteva ori. Ne-am mai întâlnit. Da. Foarte frumos, pentru că oamenii de acasă au senzația că atunci când se termină show-ul, se termină și relația între concurenți. Poate așa s-a întâmplat în cazul ăla. Deci o să-l întragi pe colegul meu până la sfârșitul emisiunii. Păi mai trebuie să vorbească cineva, ce zici? Nu, ia mai vezi. Uite, o să-l întreb pe Ghiță că v-ați mai întâlnit. Păi, în momentul în care am ajuns în România și eu și Cezar ne-am dus acasă cum ar veni. El a plecat la Deva, eu am plecat la Pitești. Nu, am stat în carantină. După bine, am stat în carantină. Două săptămâni. La domiciliu? El a stat la domiciliu, m-am dus direct la Pitești. Am stat singur în apartament, tocmai că veneau prietenii mei și mi-aduceau mâncarea și eram, o să vă dau în brațe și nu puteam să fac nimic, din păcate. Și chiar ne-a verificat poliția, veneau și de două ori pe zi, adică am fost... Da, chiar au venit și... Și la tine? A venit și poliția? La mine, de fiecare dată. Eu am arestat-o și pe Tatiana. E mai frumoasă carantină. Ne suna și poliția să ieșim la geam amândoi. De două ori pe zi, în fiecare zi. Serios? De două ori pe zi, în fiecare zi. Da. Așa a fost și la mine. După care eu am rămas cu prietenii mei de la Pitești, am fugit până la munte. Moment în care Cezar a trecut prin Pitești, dar nu l-am apucat să ne vedem atunci când se grăbea la Deva, că l-așteptau părinții. Însă când s-a întors de la Deva, eram deja în București, ne-am văzut pentru câteva minute, chiar a trebuit să mergem undeva împreună, însă planurile noastre s-au schimbat puțin. Oricum, la telefon am vorbit chiar foarte mult. Vorbim cel puțin o dată pe săptămână, vorbim. E foarte frumos. Acum trebuie să vorbești pentru că am mâncat bombonane. Vrei să-ți mai dau? Cât timp conciliezi cu oamenii ăștia. Hai să vorbim puțin, ne întoarcem la concurs. Vorbim despre finală. Vă așteptați să câștige Elena? Eu am zis la jumătatea competiției că o să câștige Elena. Nu înțeleg de ce n-a avut nimeni încredere în mine. Tu te așteptai, Ghiță? Băi, odată ce au început individualele, nu m-am așteptat. Știam clar cu toții că este foarte... Am văzut atunci la partea, la concursurile individuale, că a scăzut puțin forma ei. Și poate că lumea nu s-a așteptat să câștige. Nu, tocmai că la jocurile individuale a început să se ridice din nou. Înainte de jocurile individuale a avut și accidentarea, care a ținut-o primul joc, singurul joc din concurs, și atunci a avut un moment în care a stagnat și nu mai aducea puncte, dar după aia, când a început individuale, ea ușor, ușor a început să fie din ce în ce mai bună pe traseu și chiar la un moment dat l-a bătut și pe Iancu. Cum ați simțit voi influența asta? Eu am văzut de acasă, din fața televizorului. Am simțit așa o forță feminină din partea femeilor că și-a pus accentul în competiții și s-a văzut până la final. Cum ați simțit voi chestia asta, că trebuie să faceți și echipă cu partea feminină și să luptați împotriva lor? Nu știu dacă am văzut-o eu diferit, de exemplu. La mine era exact același lucru. În camp încercam să fie toată lumea să fie bine, să ne înțelegem pe traseu, că luptam cu un băiat, că luptam cu o fată, cu oricine. Pentru mine era la fel. Nu era nicio diferență. Acum că, într-adevăr, fetele au reușit să fie foarte bune, asta e viața. Concursul e unul, nu numai sportiv, că e, cred adevărat, că mai mult de adevărat, integritate adevărat. În concurs, cum îți faci, cum te integrezi cu ceilalți din jurul tău, cum vede publicul. Din punctul meu de vedere, partea sportivă, eu zic, poate exagerez, un 30-40% a fost. Partea sportivă? Așa părerea mea. Că acolo ce am văzut, fenomenul care s-a întâmplat cu Elena, toată lumea a fost împotriva ei. Și apoi voturile celor de acasă au venit pentru ea, tocmai pentru că, părerea mea, sau din ce am observat, tocmai pentru că s-a simțit că
femeia, ea a fost ca simbol femei care luptă împotriva celor care vor să... Asta așa a fost. Uite, și tu ai fost la o emisiune asemănătoare. Același și aproximativ. Aproximativ, asta zic, e asemănătoare, e foarte asemănătoare. Diferența a fost că la noi, dacă nu aduceai puncte pe traseu, chiar mureai de foame. Deci la un moment dat traseul conta doar să mănânci. Și ce zici tu legat de partea cealaltă, socială, păi în tabără? Păi da, Ghiță, bă, ai dreptate, dar uite despre ce vorbim. La un moment dat, Elena, dacă, când ați ajuns câte puțini în echipă, 4 sau 5, atunci dacă intri de 3 ori pe traseu și pierzi 3 puncte, contează cât 6. Că tu pierzi 3 și ceilalți câștigă 3. E adevărat. Bun. Da, corect. Dacă ai zis că contează punctele, cum îți câștigi popularitatea? Că ea a câștigat o popularitate imensă, da? Păi... Foarte simplu. Ea la început a fost foarte, foarte bună. A fost una dintre cele mai bune, faimoase. După care echipa oarecum a început să dea nea. E în momentul în care am intrat în concurs, deja ei aveau acele scandaluri și deja era faimoșii, Elena și războinicii. Eu am fost... Ce țara asta de-o parte, deci așa un pic. Puțin așa s-a văzut, da, într-adevăr, a fost puțin, nu neapărat înlăturată, cât întotdeauna, într-adevăr, când ajungeam să nominalizăm pe cineva, s-a întâmplat ca să... Nici nu mai stăteam pe gânduri, eram toți semn din ochi, ok, Elena, știm sigur. Până când și publicul ne-a zis, bă, stați puțin, că de acasă noi vedem altceva și noi vrem să o păstrăm pe Elena. Și uite că Elena a ajuns câștigătoare. Însă, pe de altă parte, nu știu, la un moment dat a fost foarte ciudat, pentru că din cauza foamei ai ajuns chiar într-o extremă în care dimineața de multe ori te trezeai și efectiv nu-ți mai convenea nimic. Nici fața colegului tău, care pur și simplu nu zicea nimic. Dacă le întreb pe Cezar, te-ai obișnuit cu foamea? De când te-ai obișnuit cu foamea? Că la sfârșit deja nu mai simți, că psihicul se obișnuiește. Nu te-ai obișnuit deloc cu foamea. Una e că te obișnuiești psihicul cu foamea și una și cealaltă e că nu te ascultă corpul. Când eu am făcut slăbire toată viața mea, știu ce înseamnă slăbire, știu cum să gestionez fenomenul, dar că nu te mai ascultă picioarele, de exemplu, tu alegi pe traseu și vezi că nu, deci că alegi cu frâna de mână trasă. Nu mai poți să tragi când corpul îți mănâncă din masa musculară. Și nici la aruncări, la sfârșit, vezi că nu mai poți să te concentrezi din cauza că, nu știu, zici că nu erau picioarele mele, nu erau mâinile mele, așa aveam o senzație, din cauza lipsei de hrană. Mai ales eu fiind sportiv de performanță, ca eu ca să dau randament, eu trebuie să mănânc. Dacă nu mănânc, se vede. Mergeam câțiva metri și nu exagerez, mă puneam repede jos, că nu mai vedeam în fața ochilor să nu fac să dau capul ceva, să mă accidentez. La tine s-a văzut foarte mult atunci la proba cântarului, cele mai multe kilograme... Până la proba cu cântarului, am mai făcut eu un cântar la clinică și am avut 77 de kilograme. Pe cântar am avut 86, eu am slăbit 23 de kilograme, nu 16 kilograme, cât a arătat atunci. Am înțeles, deci... Erau mult mai multe kilograme date jos. Uite, să știi că oamenii de acasă vorbesc foarte frumos despre voi, vreau să citesc mesajul Andrei Dican. Vreau să-l felicit pe Cezar și pe Ghiță pentru parcursul lor la Survivor, au demonstrat că sunt doi oameni extraordinari și doi foști concurenți foarte buni. Chiar dacă în competiție Ghița a mai cedat, câteodată psihic, probabil, spune, ai fost un concurent foarte bun. Despre Cezar pot zice că a fost un om calm la locul lui. Felicitări, băieți! Îmi place și mulțumim frumos! Mulțumim. Al Adei Lena, o prietena emisiunii noastre din Alex Nedelcu Grup, niște oameni extraordinari pe care îi salut de fiecare dată, pentru că ei mereu sunt aici alături de noi și îmi place mesajul pe care l-a scris despre Ghiță. Este așa, acum serios, Ghiță, eu apreciez oamenii autentici. În această lume plină de măști, este din ce în ce mai greu să găsești oameni care să se arate așa cum sunt, cu bune și cu rele, chiar cu multe mai rele. Tu ai făcut însă asta și din acest motiv ai respectul meu. Și din punct de vedere sportiv, ai fost cel mai mult faimos. Iar respect. Uite, vezi cum te-au perceput oamenii, Ghiță. Oamenii de acasă îți transmit și la mulți ani pentru că mulțumesc atunci frumos. A fost ziua ta și da. Noi îți mulțumesc. Mulțumesc. Vezi că toți au văzut în tine și o altă persoană, nu numai aceea pusă pe hartă. Eu, da, fix cum ziceai și tu la mai devreme, eu am mai, adică atunci când am o stare mă duc la extrem cu ea. Foarte multă lume m-a întrebat de faza cu pantalonii.
Eu aia cu pantaloni o fac și la basket. Că, nu știu, ai putea să mai arăți un pic? Da, cum să nu, este... Ia să-l rugăm pe este colegul fixă, nostru. Deci pur și simplu stau și când ziceți ceva, anunțați ceva, prin pantaloni pe ei. Adică e pur și simplu o chestie... E o chestie nu-ți, pe care... Nu-ți trebuie prea multă tehnică. Depinde, nu? Depinde dar ce el are așa o mimică a fetei... Da. Asta e problema la mine, că nu se adică îți dai seama pe fața mea dacă mint, dacă spun depinde adevărul. Ce, dacă... ce veste trebuie să-i dai, ce se producă în el, exact, amuzament. Exact. Și mi se pare aceeași. Adică... Faza cu pantaloni o fac și la basket. Orică mă nervez, orică mai mult când mă nervez, când eu sunt foarte dur cu mine. În special când greșesc ceva, mă oftic, Doamne, nu-mi place deloc. Și atunci de foarte multe ori la basket, îmi prind pantaloni și fac, știi, ceva, bă, fii mai atent, sau știi? E și... genul ăla care pune cearșeful la linie să nu se depășească? Da? El îmi făcea patul mie în Dominicană, da? Că le făcea cel mai bine. El făcea patul cel mai bine. Lemn, așa, exact, îl făcea perfect. Am o poză aici în telefon, asta vreau să fac portret, direct, n-ai cum. Asta. Jurnaliștii la un moment dat o luau razna, pentru că eu niciodată nu plecam unde aveam de filmat sau când aveam ceva de făcut, până nu îmi aranjam toate lucrurile. Deci, efectiv... Pe ce lucruri îți aranjai? Cana, lingura, adică... Stai puțin, noi vedem că trebuie să arăți un pic la cameră. Unde? Stai să vedem, la care? Unde putem să arătăm? O să ne ajute colegul nostru să se vadă puțin tel mai bine, deci, pur și simplu, eu nu plecam până nu mi-aranjam cana, până nu spălam. Într-adevăr, când se întorcea și mai era un picior, cred că de la Emi, alubei, la el pe pătură, se vedea o urmă, mamă, începea ceata. Ghița atunci făcea scandal. Ba, da, foarte multe certuri am avut cu Emi pe paza asta. Deci era mai dezordonată? Da, și eu tot timpul nebuneam prin simplu fapt că... Apasă pe ecran că s-a blocat asta. S-a blocat ecranul. Dă luminositatea mai mare. Da, linia ce... Deci toate sunt super mega aranjate la mine. Da, și să știi că mi-am adus acasă tot. Deci mi-am adus... Nu, asta e... Ce ți-ai adus? Mi-am adus acasă tot ce vezi în imaginea asta. Deci absolut tot mi-am adus acasă. Da, uneori chestia asta nu te adică oprește, da, nu te trage puțin în jos să fii prea perfecționist? Băi, aș zice că da. Că e greu să țină pasul cu tine. Aș zice că da, dar prin faptul că am plecat de mic de acasă și așa m-am educat singur... Nu da vina că ai plecat de mic. Băi, nu, dar e chestia că așa am fost, adică gândește că am stat o perioadă foarte mare la cămin. În continuare stau la agronomie, unde la fel, trebuie să am grijă de camera mea, trebuie să am totul pus la punct. Sunt oameni pe care îi coordonez și atunci, nu știu, eu prefer să fiu așa, meticulos și întotdeauna cu toate puse la punct, decât să, nu știu, să fiu dezordonat sau ceva. Adică mie îmi plac lucrurile fixe. Cât de tare enerva prin organizarea asta? Foarte organizat și într-adevăr. Noi eram concentrat, vreau să plecăm la competiție, aveam traseu ceva. Noi trebuie să așteptăm pe Ghiță să-și facă patul, nu vreau să cred. Aia era problema lui Ghiță. Noi trebuie să câștigăm, să mâncăm și noi ceva, dar problema lui Ghiță era trebuie să ne facem patul, trebuie să-și facă patul. Și cât dura? Foarte depinde, mult. Depinde cât chef avea. Dacă avea chef el să stea, el să-și facă așa meticulos cum făcea el, la linie, perfect, totul, dura foarte. Colț la colț, linie la linie, exact. Tot, și, păi, nu se enervau cei din producție? Toată lumea se enerva, absolut toată lumea. Dar am dat și producția și concurenții. După 4 luni și-au dat seama. Cine era cel mai rău de gură? Elena? Dintre colegi? Da. Nu, la un moment dat Elena s-a obișnuit cu chestia asta. Chiar la un moment dat am colaborat foarte bine. Eu scuturam păturile, ea mătura și atunci făceam eu toate păturile, adică mie mi-a convenit. Cred că eu mă luam cel mai mult de el să plecăm o dată. Da? Da, toată lumea trăgea de noi, hai Ghiță, hai Ghiță, da. Hai Ghiță, stai, hai Ghiță. Nu, a fost nu, da, e o chestie care... Nu, eu îmi iau timpul meu. Ghiță le avea pe ale lui, la colț, la colț. Pe mine dacă îmi zici că la ora 19 ne vedem undeva, păi să fie ora 19. Și dacă vin la 19 fără un minut, dar îs la 19 acolo. Păi dacă ai întârziat... Dar înainte cu 10 minute nu vii. Ba, da, uite, i-am zis să vină la depinde, sfert, nu, a venit general, la și 42. Era. Exact, în general, deci... păi i-a zis la și 45, na, uite, vezi, la și 45 am fost aici. Chiar mai devreme, chiar mai devreme, da. Ana Palm nu se enerva? Măi, să știi că nu. Ea a fost chiar foarte calmă în tabără. Ea chiar te-a simpatizat foarte mult pe tine. Ce relație ai avut cu Ana Palm? Ea, în momentul în care a intrat în competiție, din prima, când am văzut-o că vine, chiar eram lângă Cezar și spuneam, asta sigur e luptătoare. Deci după conformația corpului ne-am dat seama din asta. Eu mă așteptam să fie ceva pe kickbox și când am auzit MMA, gata. Dar voi când m-ați văzut pe Ghiță, ce ați zis că e?
Nu știu. Trăgător cu arcul, ceva? Pe moment nu mai țin minte, când ne-am văzut pe Ghiță, cred că aveam atâta probleme atunci de nu cred, nici nu cred că mi-a trecut prin cap stau să mă gândesc oare ce sport face Ghiță. Nu te-ai gândit? Nu m-am gândit. Așteptam să-l văd pe traseu și am văzut că e bun și atunci m-am liniștit. Băi, deci e drept că Cezar, în momentul în care eu am intrat în competiție, am venit cu forțe proaspete, asta s-a cunoscut la fiecare concurent, în momentul în care am câștigat primul punct, a venit Cezar, încă era masiv, mi-a dat o palmă după ceau și a zis, bine frate, și a încercat să-mi dea niște indicații și la primul moment în care am făcut cunoștințe cu tabăra, cu tabăra faimoșilor, Cezar mi-a zis din prima, băi, băiatule, tu ești bun sportiv, dar n-ai încredere în tine. Și atunci mi-a picat fața, zic, de unde ți-ai dat seama jumătate de oră de chestia asta, când numai ce terminase în concursul? Experiență. După ce am ieșit, încă n-are încredere. Dar când a ajuns el în camp, cu ce plus a venit el? Pe lângă lucrurile sportive. Eu zic că atunci s-a schimbat toată situația, sau cel puțin așa s-a văzut din exterior. Ce s-a văzut la televizor? Că faimoșii aveau niște probleme pentru că aveau în echipă cântăreți. Trebuie să ținem cont de lucrurile astea. Cântăreți, oameni de televiziune care nu făcuseră sport. Și normal că pe ei, ca sportivul, îi dădea puțin în jos ca echipă. Dacă n-a venit Ghiță și cu Raul, da, că noi situația de data s-a schimbat. Așa, ceva? Într-adevăr, situația s-a schimbat și una la mână că sunt foarte buni sportivi și doi, au venit și cu altă energie. E erau ce mai fel de energie? Erau mâncați. E simplu, când ești mâncat, ai altă energie, ai alt vibe și eram cum eram noi la început, pe distracție, pe voie bună, să zic așa. Și chiar asta a făcut, ne-a ajutat pe noi să facem pasul la mare de am adus prima victorie. E adevărat, prima victorie a fost... Ștafetă cu Adriana, nu o să o iei niciodată. Da, vezi, a fost, voi erați, era o specialitate la ștafetă pentru faimoși. N-am pierdut nicio ștafetă. 12 câștigate. Mi-aduc aminte că Asiana a fost aici și spunea că ea era sigură în momentul în care se ajungea la ștafetă că nu o să piardă niciodată. Avea așa un psihic puternic, același lucru era și în cazul băieților, pentru că ea a fost la fete. Cu exact. Și Elena a fost pe la început la ștafetă, dar apoi Micu Balaur chiar mă, Asiana. Și voi băieții care o completați în funcție de final, simțeați același lucru? Da. Am zis de atâtea ori. Eu cred că Cezar avea mai multe mele în mine decât aveam puțin. Eu în mine. De câte ori am spus o Ghiță și când întoarceam scorul, de exemplu, era și când am câștigat atunci de la 8-2, de la 8-2, scorul, da. I-am zis direct la Ghiță, când am luat eu punct, am dus următorul punct și am zis, Ghiță, pregătește-te de ștafetă. Știi da, că da, ți-am da, zis? Și era scorul 7-6 și el deja au zis pregătește-te de ștafetă. Ghiță, pregătește-te de ștafetă. Am avut încredere că da. Nu mai pierdem niciun punct. Și ce ați câștigat atunci? Nu, mai știu. Nu, imunitate. Știu că a fost imunitate. Dacă nu mă înșel, a fost năut. Năut? Da, a nu fost năut, cu sare, piper, da, da, a fost da, da. O recompensă destul de mare. Asiana, mă, chiar, cum a reușit Amy să vină la voi în echipă și să se integreze atât de bine încât Asiana să fie votată și ea nu? Eu, acolo e vina mea. E vina lui Ghiță. E vina mea și acolo. Și a strategiei. Cum? Întreabă-l pe Ghiță, nu mă întreabă. Cezar atunci a fost supărat pe mine puțin. În momentul în care noi am pierdut jocul de imunitate, deja Elena era nominalizată spre eliminare și în momentul ăla am zis, băi, crezând că mi-am adunat și eu niște susținători, bă, asta e, mă votați. Cezar a zis din prima, Ghiță, eu te votez, pentru că a fost ceartă atunci cu Elena în care am jignit-o pe Elena. În care am spus că o voi tunde cheală și da, Cezar, da, exact. Cezar pentru chestia asta mi-a zis, băi, eu te taxez. Pentru simplu fapt că noi trebuie să fim un exemplu pentru cei de acasă. Și am zis, ok, îți înțeleg punctul de vedere, n-am comentat nimic, am zis, asta e, dacă pierd nominalizarea, o pierd. Însă, nu știu, așa a fost atunci. Atunci m-am apropiat foarte mult de Elena și mi-a zis, Elena, hai să vorbim. Eu, numărând lingură de orez, i-am zis, stai puțin, că nu trebuie să-mi termin treaba. Și mi-a zis, Elena, hai să facem o strategie. Bineînțeles că ne-am dat seama că noi pe Cezar nu puteam să-l întoarcem, pe Asiana să se voteze singură nu putea, și atunci eram 2-2, la mijloc fiind Amy.
La un moment dat am ieșit din tabără și am văzut-o pe Emi că a făcut 3 pași, a simțit nevoia de... Emi niciodată la presiune, nu, ea nu e cu presiunea, nu suportă presiunea. Și când am simțit-o că pleacă din tabără, a făcut 3 pași, păi am zburat, m-am dus instant, cică la baie. Atunci a fost momentul în care am prins-o pe Emi, am tras-o de umăr și am zis, votează cu mine în seara asta, că dacă nu, următoarea tot să ieși afară. Și ea a zis, păi cum? Și am zis, votează cu mine. Și a zis, cu cine votăm? Și am făcut data. N-am zis nume ca să nu se audă, că știi bine, acolo se aud tot și microfoanele și tot. Exact, am făcut atât, după care a venit Elena, ne-a prins pe toți trei și a zis, așa votăm. Moment în care eu cu Elena n-am intrat la nominalizare și a intrat Elena cu Asiana. În consiliu am avut un moment în care am tremurat puțin, pentru că am văzut-o pe Elena că a venit și era zâmbăreață și am zis, mama, asta și-a schimbat votul, stai să vezi acum. Și m-am uitat la ea și a făcut... Gen, mi-a dat din cap, mi-a confirmat că așa a rămas. Eu am fost înaintea lui Emi și când am ieșit de la vot, i-am făcut semn cu cine am votat, că semnul era deja stabilit. Și când am știut deja că noi trei am votat așa, Asena deja a simțit că o să iasă. Pentru că în momentul în care eu am venit de la nominalizare, m-am văzut că mă uitam în ochii lui Emi și s-a uitat spre ea și a întrebat-o că ți-ai schimbat votul. Și mi-a zis, hai să vezi. Și atunci a fost momentul în care Asiana și-a pus mâinile sub coapse și a început să... Adică prin surprindere a fost chestia asta. Ea nu avea nimic pregătit. Da, a fost un lucru dureros poate pentru cei care țin. A povestit Ghiță ca o scurtă nuvelă. Dar nu, chiar așa a fost. Cezar a fost supărat pe mine atunci vreo câteva zile. A fost supărat rău. Mi se pare normal, pentru că el a apreciat. Nu, chiar a fost supărat. A fost supărat rău, așa a zis. A fost supărat rău. Am ținut foarte mult la Siana și mai ales în competiție i-a dus foarte multe puncte echipe și aveam mare încredere în ea. Și să fiu supărat, ok, am fost puțin supărat, dar mi-a trecut, că până la urmă și împăratul Cezar a fost trădat. No, acum ce să fac eu? Eu am încercat să fac cât mai bine, cât mai bine pentru echipă și așa am văzut echipa cel mai bine. Acum... Ce mă bucură numai în schimb a fost faptul că atunci când am eliminat-o pe Asiana, Cezar mi-a dat o replică că băi, mai avem jocuri la echipă și dacă prindem ștafetă cu cine jucăm. Și a fost fix ultima ștafetă câștigată și am intrat cu Emi. Și atunci a fost oarecum o mândrie de-a mea că bă, uite, putem să luăm ștafetă cu oricine atâta timp cât își dorește, pentru că atunci Emi deja era foarte bună în momentul competiției și m-a ajutat foarte mult. Eu n-am adus niciun punct atunci până la final, penultimul și ștafeta. Toată foarte ziua. Frumos. Uite, apropo de faptul că ai dus o cheală, voiai să o tunci de cheală pe Elena, iar Cezar chiar a tuns-o, Ada spune, băieți, o frizerie ar cam trebui să deschideți împreună sau separat. Avem noi destule nume pentru ea, vă ajutăm dacă aveți nevoie de inspirație. Oamenii sunt foarte simpatici, îmi spun, lasă-mi fanii războinicilor, extrem de drăguți. Și înainte să mă răspundeți, vreau să mai citesc un mesaj pentru Cezar. Bianca Maria Stol spune așa, de Cezar pot spune că a fost faimosul meu preferat, așa calm, fără dorințe de conflicte. Mi-a plăcut foarte mult de el și a fost foarte bun și ca sportiv. Pe lângă asta este și un om minunat, special. Felicitări! Cu atât mai mult mesajul acesta este frumos pentru că vine din partea unui războinic. Deci, mulțumesc din suflet! Am început să-i cunosc pe toți oamenii aceștia de aici care sunt alături de noi și știu că apreciază și dincolo de culoarea competiției. Și acum a revenit și la tunsoarea Elenei. Chiar a pus-o în practică, altul mai așteaptă. Păi de acolo a plecat chestia asta, în momentul în care Cezar era cel mai bun la cocos, de la el am învățat tot ce înseamnă despre cocos, de la el am învățat să folosesc maceta și Elena a zis până la urmă, hai să mă tundeți. Și cine se putea băga decât altcineva decât Cezar? Și după ce a tuns-o, Elena a zis în continuare... Elena se plângea că erau vârfurile erau arse sau despicate sau ceva de genul ăsta. Da. Și a zis că ce face, cum le tunde? Și m-a întrebat, Cezar, cum pot să-mi tai eu vârfurile astea? Păi Elena, n-am cu ce să ți le tai decât cu maceta. Și a zis, bine, hai că nu mai suport. Dar tu vorbești serios? Da, mă, chiar vreau. Eu am crezut că glumești. Nu, chiar s-a întâmplat, și da. Și hai să-i tai vârfurile Elena. Și de acolo a plecat și gluma mea, că noi tot vorbeam în tabără. Nu știu chiar a fost gluma. Băi, la un moment dat, noi tot ziceam în tabără de chestia asta, că ea nu era mulțumită, ea voia și mai mult să se tundă. Și fiind foarte cald în Dominicană, la un moment dat o zicea, mamă, că mă tund cheală, că m-aș tunde cheală, că m-aș tunde cheală. Dar noi glumind pe chestia asta, la un moment dat mi-a rămas replica pe gură. În momentul în care m-am enervat și am zis-o pe un alt ton, a sunat oarecum o amenințare, a sunat
toate titlurile au fost exact. Ca ai tundă cheală pe Elena. Da. Și mai ales că erau conflictele tale vechi cu Elena, faptul că tu erai mai apropiat de Grațiela în competiție. Uai, asta m-a disperat cel mai mult la Elena. Sunt multe întrebări pe masă. Deci te-a disperat că a spus că ai o relație cu Grația. Da, și atunci ăsta a fost și momentul meu. Ca un testimonial. Exact, ăsta a fost și momentul meu. Hai să poate să o cităm exact așa cum a spus, poate voi de acasă. Mi-aduc aminte, așa nu e chiar textual. Ideea a zis că dacă Grațiela ți-ar spune mâine să pleci exact. Din competiție, tu ai pleca. Și toată lumea normal că a înțeles că ai avea o relație cu Grațiela. Nu, ea a zis. Elena a zis, nu eu. Nu eu. Care este adevărul? Da, mă, dar poate a zis, n-a zis în sensul că în sensul de relații, poate a zis în sensul de influență, că are influența asupra lui. Adică n-ai înțeles nimic la Alex, așa era. Cum a zis-o Elena? Eu nu cred. Eu cred că a zis mai mult că are influența asupra lui. Nu știu cum a zis-o. S-a vorbit foarte mult despre o relație a voastră în competiție. Nu, n-a fost nimic. Decât prietenii mai bine să spuneți aici ce s-a întâmplat. Noi am întrebat-o și pe Grație. Deci dezminți. Nu. Nu, între noi doi a fost doar o relație de prietenie. Ok. Și de aici și problemele cu Elena. Da? Exact, aici, exact. Pentru că ele două la un moment dat se tachinau una pe cealaltă și atunci Elena la un moment dat știa, vedea că eu mă atac foarte mult și dădea în mine legat de Grațiela. Până când la un moment dat îi ziceam, băi, te rog frumos, lasă-mă, nu mai zi de Grațiela. Chiar la un moment dat, ultima mea ceartă cu ea a fost în momentul în care Grațiela deja părăsise competiția de aproape o lună de zile. Și ea nu mai avea argumente și ce a zis? Punctul lui slab. Stai că dăm înapoi. Și a fost momentul în care a dat în continuare sub formă de Grațiela. Și atunci de-aia m-am enervat și am început să mă cert în continuare cu ea. Pentru că mai devreme citeai mesajul ăla legat de autenticitate. Face rău. Vezi care e alcool. Da. Da, uite, Cezar întotdeauna este un lider. Este un lider și aici la noi în studio, pentru că fără ajutorul lui Alex nu reușea să deschidă sticla de la Măghiță. Dar e de o curiozitate. Am mâncat toate bomboanele, vă spun. Sunt foarte bune bomboanele. Da. Acum vrea să ia și un pic de medicament din Republica Dominicană. Are un miros de iz religios. Da. De dar să știi că lemnul dinăuntru, dacă pui înapoi alcool sau pui vin, o să fie în continuare foarte aromat. E, da. Tu cum erai, Cezar, între oamenii ăștia doi? Între Elena și Ghiță? Da. Între Elena și Ghiță, eu mereu am vrut să fac pace. Așa. Vorbeam când cu Elena, când până cu la Ghiță. Băi, terminați. Îi luai separat? Îi luam separat, nu. În prima fază veneau ei la mine. Așa. Când Ghiță se plângea, pleca Ghiță, că nu mai suportă, că uite ce a făcut Elena, ce nu știu ce. Elena venea și spunea la mine, bă, nu mai suport pe Ghiță, Ghiță mă tot, tot se ia de mine, nu pot să fac nimica, nu știu ce. În fine, eu am încercat prima dată, în prima fază, de când a început competiția, să facem o echipă. Am zis, bă, astea sunt probleme mărunte. Și am zis, bă, noi trebuie să trecem peste, că noi trebuie să-i batem pe războinici, noi dacă ne batem între noi nu facem nimic. Nu te-ai gândit niciodată că... Nu a reușit niciodată să îi împace. Nu te-ai gândit niciodată că nu? Situația asta ar fi fost fără sfârșit, adică ba da, pe sfârșitul emisiunii mi-am dat seama că dacă se vrea într-adevăr să facă pace, se făcea pace, nu există. Părerea mea, din punctul meu de vedere. Tu, eu n-am cum să mă cer cu tine dacă tu nu vrei să te ceri cu mine. Cum e asta? Asta nu înțeleg. Înțelegi? Da. În fine, așa a fost să fie. Dar după părerea ta, după ce ai văzut și ce ai simțit între ei, cam ce voiau să câștige unul de la celălalt? Că era nu știu dacă vreau să câștige ceva, dar știi cum e când doi copii se ceartă, se tachinează unul pe celălalt. Aaaa. Da, e faza că și... Tachinează tot timpul, da. Nu e neapărat de tachinat, e faza că și eu sunt foarte ambițios și ea e foarte ambițioasă. Nici mie nu-mi tace gura, nici ei nu-i tace gura și atunci când ne întâlneam față în față ca berbeci, ne dădeam cap în cap și niciunul nu lăsa de la el. Dar aici te contrazic, pentru că până la urmă, eu cu Elena... Ați plecat prieteni? Nu mă că am plecat prieteni, noi când am rămas în varianta de 5, eu, Cezar, Amy, nu, de 4, cei 4 fantastici, dacă tot asta glumeam, noi am fost foarte buni și în tabără, ne-am înțeles și foarte bine, câștigam foarte multe jocuri, adică apropo, cel mai frumos premiu din Survivor a venit la noi. Cine a mai stat în vila de lux? E adevărat, da. Ultima, adică acel premiu. Apropo de lucrurile astea, sunt foarte mulți oameni de acasă care vă întreabă în ce relație mai sunteți cu Elena, dacă ați vorbit cu ea după ce s-a terminat alergat cu Elena. Survivor. Eu vreau să zic ceva, nu știu,
Eu după ce a câștigat Elena, Elena a zis ceva de genul că n-am sunat-o să o felicit. Eu am sunat-o și am felicitat-o, a fost primele mele cuvinte și după aia am zis, ți-am zis, nu, o să așa câștigi? A zis așa, noi am întrebat-o aici după o săptămână, cred, da, sau mai puțin zile. Nu, cred că peste 4 zile, 5 zile am întrebat-o care dintre faimoși te-a felicitat. Și a spus că doar Sony Flame, exact. Da, apoi s-a întâlnit cu Amy. Da, 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 a fost în timp scurt și atunci ea a zis că doar el, da, doar Sony a felicitat. E o noaptea în care ea a ieșit campioană, la vreo 3 dimineața. A ieșit în Piața Constituției. Da, exact, și am strigat Elena. La ora 3 și jumătate, înainte să mă bag la somn, i-am lăsat un mesaj de felicitări și încă am mesajul. Adică i-am spus ceva de genul că indiferent ce a fost între noi ca și competiție, ea merită felicitările noastre și până la urmă a dus de partea faimoșilor titlul, așa că merita și mai multe felicitări pentru că noi am făcut parte. E adevărat, în cazul tău? Ai zis că ai sunat-o, da? Da, am sunat-o, am felicitat-o și am spus, ți-am zis că așa o să se întâmple. Ea era la munte cu, când erau, da, la munte, da, cu atunci. Emanuel, cu Lola, exact, cu... atunci, da, atunci am sunat-o. Nu mai știu care mai au fost discuțiile atunci, dar atâta, știu că am vorbit despre tema asta. Am vorbit puțin și ea era cu mai multă lume, râdea, se distra și am zis, bine, hai că mai vorbim, că te las să distrezi. Bine, ne-am mulțumit și asta a fost tot. Și acolo era fost o neînțelegere. S-a scris peste tot că Elena a dat o petrecere în cinste. Nu, noi am hotărât cu toții să ne întâlnim, însă noi vorbisem să ne vedem vineri la munte. Și s-a întâmplat să se adune sâmbătă, sau chiar duminică, nu mai țin minte exact. Duminică. Duminică după final. Și Cezar deja era la Deva, eu eram la munte cu gașca de la Pitești și atunci noi doi n-am mai putut să facem parte din gașca. Și noi încă suntem pe grupul ăla unde se vorbește despre chestia asta. Păi e bine, deci, că lucrurile s-au lămurit aici pentru că e păcat să se rămână cu o impresie că toți faimoșii, poate nu, poate există faimoși care nu au felicitat-o sau poate că nu au susținut-o, dar este normal. Fiecare are dreptul lui categoric la o opinie și important e că, uite, am câștigat un faimos. Eu mă bucur pentru că te-am pus pe tine să te împragi. Exact, asta ziceam și eu acum. Da. A câștigat măcar un faimos. A câștigat un faimos. Nu mi-a părut bine. Eu în final am ținut și toată competiția am ținut un faimos. Mi se pare normal. Am declarat aici și care a fost faimosul cu care am ținut, dar... Care? Am spus că am ținut cu Mihai, am recunoscut Hai să plecăm. Cine Hai. A fost. Nu pot să dau, să-mi dau cuvintele înapoi, cel mai bun prieten al tău din competiție. Da, adevărat. Cum a fost când a plecat Mihai, apropo? Mi-a fost foarte greu, pentru că am rămas singurul lider și... Trebuia să iau deciziile, oricum, deciziile pe care le-am luat eu ca lider, nu le-am luat cu eu singur, adică supunam la vot de fiecare, orice decizie. Ziceam, bă, facem mai, eu veneam cu soluții, încercam să spun, și ce părere aveți și voi, facem aia sau facem cealaltă? Facem aia, ridicăm toți mâna sus, facem cealaltă, deci majoritatea a decis mereu, nu am decis eu sau. Și că am plecat și Mihai, mi-a fost, îți dați seama că mi-a fost mult mai greu, pentru că Mihai era și un foarte bun pe traseu și foarte bun și în tabără. M-a ajutat foarte mult și a ajutat toată echipa. Acum, asta e competiția și... E adevărat. El s-a autopropus atunci sau cum a fost situația? Da. Când am pierdut atunci imunitatea și Mihai s-a autopropus, am vrut eu să mă autopropun. Eram amândoi, am vorbit. Și Mihai mi-a spus el, nu Cezar, lasă-mă pe mine, că e mai bine așa, că... Se simțea mult mai slăbit decât Cezar. Se simțea mult mai slăbit decât mine și a zis, lasă-mă pe mine, că asta e cea mai corectă decizie. Era ce și-a dorit el, de fapt. Da. Pentru că Mihai s-a schimbat foarte mult în timpul emisiunii, el a realizat foarte multe lucruri, pentru că noi, având foarte mult timp, ne gândim foarte mult la casă. Exact. Și am povestit și eu cu el mai multe, și inclusiv Cezar, de viețile noastre personale, și el este foarte împlinit pentru ce a realizat în emisiune. Exact. Și atunci a zis, băi, propuneți-mă pe mine, pentru că pe Elena sigur nu o scoate nimeni, chică noi pe parcurs ne doream, băi, dacă intru cu Elena, prefer să rămân eu decât Elena, dar nu s-a întâmplat și Mihai a zis, băi, scoateți-mă pe mine, că poate reușesc să plec acasă până de Paște. Dar din păcate, cum a realizat el? A plecat, că a rămas tot în Republica Dominicană, din păcate, dar a avut da, o vacanță și din pentru păcate, el, da. Până la urmă. Cum a realizat el lucrul ăsta? Pentru că, din câte am văzut eu când ați plecat de aici, el își dorea să câștige trofeul. Din primele emisiuni, din ce am văzut. Nu, Mihai, e logic că își dorea să câștige trofeul.
Dar el a câștigat mult mai mult decât trofeul acolo. Unul la mână. Și doi la mână, la un moment dat, el a slăbit cel mai mult dintre noi. Adică se vedea slăbit, da, fizic. Da. Și Emi a avut o replică la vremea respectivă, exact, în stilul, da, ei. Da. Da. Și atunci Mihai a zis, băi, el deja începea să aibă dureri foarte mari. El dimineața când se trezea deja simțea dureri pe genunchii, mâinile. Și atunci el a zis, băi, exact, votați-mă că eu chiar o să mă descompun pe traseu, că vorbeam de gluma, da, între ghilimele, gluma lui Emi. Da, uite, și da, că pentru el și-a revenit acum, am văzut că a semnat cu o echipă de exact, sport. Da, exact. Felicităm, felicităm pentru Mihai, da, pe Mihai. I-am dat, chiar și lui i-am dat mesaj și e l-am felicitat. E un lucru foarte bun și hai să vă mai citesc din ce spun oamenii de acasă. Sunt chiar foarte drăguț astăzi. Deși, și nimic sunt, negativ? O să căutăm și negativ. Rog, hai că vreau și negativ mai devreme puțin. Ileana Niculescu spune așa: Ghiță a fost cel mai bun sportiv de la Faimoș, dar preferatul meu a fost Cezar. Persoană deosebită, asumat, corect și aș fi dorit să fie în locul Elene. Deci, îți mulțumesc din suflet și eu, dar acum nu putem să-l avem pe toate. Vezi, uite, nu sunt înghițișor. Ai rămas prieten cu grație la Cristina Maria Botoș, în clubul. Măi... Uite, înghițișor e și alintat. Da, chiar primesc multe mesaje sau multe alinturi de când am ieșit de la Survivor. Am vorbit cu grație la fix... voi mi-ați făcut o surpriză. Da. Și la ștafetă și la Fan Arena... prima emisiune am nimerit-o cu Grațiela. Eu cu Grațiela am înțeles foarte bine în emisiune, chiar foarte bine, pentru că aveam aceleași idei, eram pe aceeași undă de lungime. Însă la un moment dat, după afirmațiile ei de la ieșirea din competiție... Afirmații? Ce afirmații? Legat de mine, cu viața mea, cu pui fotomodelul în față, adică acolo a fost o chestie ce pe mine m-a deranjat și oarecum mi-am dat seama că noi oricum știam ce s-a întâmplat în spatele emisiunii. Adică noi știam că n-am avut... În emisiune s-a întâmplat sau ce? Nu, ea când a ieșit din emisiune a afirmat. Exact. A făcut o serie de exact. Și chestia asta a fost pentru mine... Băi, noi eram foarte buni prieteni. Noi știam clar, ok, la un moment dat mă gândeam că, băi, îmbrățișările astea puteau să fie oarecum înțelese greșit de unii oameni. Dar eu... îmbrățișam pe toată lumea, eu vorbeam cu toată lumea, ofeream afecțiune la toată lumea, n-am avut doar pentru Grațiela. Cu mine nu. Uite, nu, vorbim de fete, nu, vorbim de fete. Adică n-am avut o chestie de asta. Dar uite și... ce scriu oamenii aici, că Adrian Al nu o lasă după. Și asta aici cred și eu că în momentul în care noi am vorbit și după ce am ieșit din concurs, când am stat în pandemie, chiar ne-am sunat pe Instagram, am vorbit pe video, eu, Raul și Ana, inclusiv Emi, doar că la un moment dat relația noastră s-a, nu știu, s-a răcit, aș putea zice, pentru că, nu știu, simt că la mijloc în relația noastră de prietenie este domnul Duban și nu... Asta dar este, cu siguranță, asta este dacă cea mai fiu... mare surpriză, pentru că toată lumea s-a așteptat ca voi doi să vorbiți după competiție, să vă întâlniți la o cafea. Doamne, dar ce om poate să fie domnul Duban? Este doar soțul Grațielei să nu-i lasă pe ei doi să vorbească. Da, dar nu, nu, e vorba de asta. S-a răcit relația noastră de atunci. Dar cu siguranță că o să mă întâlnesc cu ea, dacă o să am ocazia, sau chiar poate o să stabilim ceva, pentru că... Eu de când am ieșit de la Survivor, chiar am făcut tot ce am zis acolo. Trebuie să-i aducem aici, la noi probleme așa, îl aducem și pe Duban? Păi îl aducem, dar ce ai promis că ce faci? Păi în primul rând am zis de cele 3 clătite cu Nutella. Da. Și am mâncat un borcan de Nutella pe zi, n-am mâncat 3 clătite doar. Și eu. După aia am vorbit cu Cezar de magazinul, supermarketul celebru, unde găsim de toate și acolo am fost și ne trimiteam poze. Adică tot ce am zis în Survivor că o să fac la ieșirea din Survivor, am făcut absolut tot. Chiar că m-am îngrășat, dar acum mă bucur că am slăbit. Da, să știi că la un moment dat a apărut extrem, da, de bine făcut. Deci chiar eram 6 luni. Da, da. După no? Era. Am avut 86 de kilograme, 5. Dar ce ai făcut? Ai ieșit din competiție și ai mâncat într-una? Ce s-a întâmplat? Da. Ce te-ai îngrășat? În momentul în care am ieșit din competiție și m-au dus la vilă, încă pe post nu a apărut episodul în care a fost eliminată Emma și noi doi eram izolați separat de către ceilalți, la un moment dat îmi zice Emma, mai am ceva mâncare. Și eu tot mâncam și îmi zicea Emma, nu mai avem mâncare. Și eu eram, dar mai vreau mâncare, adică am mâncat enorm de mult, timp de 2 săptămâni. Dar la tine stomacul nu se oprise no. Din... Nu, o singură dată am avut o problemă. Pentru că se spune că dacă problemă. Nu mănânci, la un da. Moment dat ți no, se da. Stomacul. Regula asta nu are efect și la ghiță. Nu are. Nu are. Am în burtă o tenie.
Da, cred că păi și cum ai slăbit din nou? Odată ce am ajuns în România, am stat cele 2 săptămâni în pandemie, unde acolo am început cu Nutella, clătite, chiar mi s-au făcut toate poftele, cei de la Pitești mi-au făcut, deci absolut toate poftele. Primul lucru, când am intrat în casă, am găsit borcane Nutella și clătitele, deci s-au uitat la emisiunea, la toată emisiunea, mi-am dat seama de asta. Însă, odată ce am ajuns la București, eu sunt antrenor personal la Orhidea Fitness, și avem un program de online training și odată cu pandemia asta, numai bine că puteam să fac și de acasă antrenamentele. Și oarecum a fost o chestie să încerc eu, să văd din punctul meu de vedere ca antrenor, cum e să fii în pielea clienților. Și atunci toată chestia asta am început să monitorizăm. Am început acum 2 săptămâni și jumătate, marți. În momentul în care am început să fac live pe Facebook, în fiecare săptămână, de 2 ori pe săptămână, fac antrenamente, chiar și acum trebuia să fie, dar am venit la voi. Fac un antrenament pe săptămână, live. Cei de acasă să știe, marți și joi. Exact, de la ora 19. De la ora 19, Ghiță este. Exact, mă antrenez, Facebook, am început... Un antrenament personalizat. Da. Un program online făcut de către echipa noastră de Orhidea, alimentație și acum mai am aproximativ 700 de grame să dau jos și vreo 6% grăsime corporală. Hai, e foarte bine. Dar asta vine pe fond psihologic, dacă ești privat de mâncare după aia. E... Tu așa ai făcut? Ai mâncat? Nu, n-am mâncat. Nu mi-aduc aminte să te fi îngrășat. Nu, n-am chestia asta cu mâncarea. Mănânc foarte puțin. Asta tot timpul lasă la dietă. Mă hrănesc cu energie spirituală. Mie încă îmi plouă în gură că te am văzut mâncând ciocolata aia, deci nu... Păi n-am vrut să-ți dau și ție. Da, da. Deschide tu până la 2 bomboane. Nu, că am renunțat la zahăr și la carbohidrați. Mănâncă mai rău ca o domnișoară de la Bravo Ice Steel, așa, foarte sănătos. Eu îi spun, am mâncat ceafă de porc, am mâncat sarmale, păi sarmale vara, Cornelia. Sarmale mănâncă. Sarmale eu nu pot să mănânc. Pe bune. Nu mănânc sarmale. Alea de post în viță de vie? Sarmale de post, alea cu orez. Alea de post, poate. Alea cu orez, da. Cu carne nu se poate, da. Dar nu cu carne în viță de vie. Carne în viță de vie. Uite, oamenii de acasă spun așa, Cezar, erai ca un părinte la care se plângeau copiii. Crezi că ți era greu să îi împaci pe toți? Este mesajul de Cristinei. S-au văzut. S-a văzut că mi-era foarte greu și n-am reușit. S-au împăcat copiii când s-au întors împotriva mea. Atunci așa, s-au împăcat. Ce lider este? Exact, m-am chinuit atâta timp să-i împac, n-am avut nicio efect. Când s-au pus împreună împotriva mea, atunci s-au împăcat copiii. Așa, nu? Și atunci nu ai căzut. Vezi, da, așa un lider, așa se spune, pentru că oamenii nu înțelegeau de ce ești lider. Mai ales când au început certurile astea să se întoarcă împotriva ta, dar sunt multe lucruri din spatele camerelor care contează. Sunt foarte multe lucruri care nu s-au dat la televizor, nu știu, în suparele că s-a dat doar 10% din ce s-a întâmplat. Acum știți cum e... Ce făceai tu ca lider acolo? Eu încercam de fiecare dată să împac. Eu încercam tot timpul să împac și cum e vorba și varza și capra. Da. Poate greșeam acolo, că nu devo poate, nu asta am împac așa ceva niciodată. Dar eu încercam să le arăt tuturor ce mai important în emisiune. Să nu ne aplecăm la fiecare formitură și să, cum tot spuneam, de plăcintă, să luăm plăcinta, că dacă tot ne aplecăm la fiecare formitură, nu ne vom sătura niciodată. Și vom fi mereu flămânzi. Exact, și ne certăm între noi. Nu putem să continuăm așa. Am încercat, dar nu s-a putut. Acum... De cele mai multe ori am încercat să mă dea pe mine afară. Odată am încercat că m-ai supărat foarte tare și n-am încercat să dau afară. Am zis că te votez. E o diferență. I-am spus lui. Eu stăteam departe de toată lumea după ce am pierdut jocul de imunitate. N-am vrut să vorbesc cu nimeni din cauza asta. N-am vrut să plece, am vrut să-l votez. Din cauza asta și am spus. Ții minte unde stăteam, departe de toată lumea. Nu vreau să vorbesc cu nimeni din cauza asta, nu vreau să influențez. Asta a fost tot. Și am vrut să-l votez doar ca să-l pedepsesc, nu să-l dau afară. Pentru că ei erau ceilalți. Au mai făcut și asta războinicii și uite ce au pățit. Adevărat, adevărat. E adevărat. Au dat afară un om în care o lună de zile le-a adus toate punctele. La Andrei? La Adriana. La Adriana, da. Păi Andy nu asta a făcut, a vrut să învețe o lecție pe Adriana și Adriana pierduse un singur joc când s-a accidentat la picior. În rest, ea a câștigat toate punctele până atunci. E adevărat, ei au mai dat afară și încă un sportiv foarte bun. L-au dat afară pe prietenul tău, în ghilimele, Andrei. Da, pe Andrei la final n-a mai fost ce era la început.
E adevărat, dar ce aveți voi doi de împărțit? Altceva ce avea de rezolvat acest arătă. Stai, că aici e deja altă poveste. Salută-l pe Andrei. Nu, aș pierde cuvintele degeaba, le irosesc degeaba, nu. Se continuă povestea și după Survivor. Nu că se continuă povestea, dar e un personaj, e chiar un personaj pentru mine. Mie îmi pare rău de Carina. Eu chiar am zis că maxim 3 luni. Eu maxim 3 luni de zile le dau lor împreună, după care se vor despărți. Eu pe Carina am ajuns să o cunosc pentru că noi avem foarte mulți prieteni în comun și mi-am dat seama că, băi, chiar pot să vorbesc cu Carina. Păi cine dar aveți mai mult prieteni? Avem, ea cunoaște, ea fiind din Craiova. Zici câteva nume. Da, ce curios. Păi uite, Andra. Păi se supără Andrei. Andra este prietena noastră comună, cea care ne-a pictat pe amândoi în tablou. Și a făcut tema faimoșilor și tema războinicilor. A făcut, fiind prieteni, ea la războinici, eu la faimoși, ne-am făcut pe amândoi în tablou și ne-am făcut sistemele. Mai avem basketbaliști, prieteni, Gianni, un român care a jucat în Italia și a jucat și la Timișoara și el cunoaște. Adică avem niște prieteni foarte mulți. Și noi știm unul, Gianni, a jucat prin Turcia, pe la Dinamo. Da. Un prieten de-al tău, dacă da. Stau să mă gândesc. Și da. De asta zic, eu cu Andrei n-am avut nimic, dar el avea modul ăla de a vorbi mult și prost. Foarte mult și prost. Și la un moment dat m-a iritat chestia asta. Ce zicea, bă, taci. La un moment dat mai puteam. Acum, sincer, se simțea în concurs că fiecare, ca și caracter, ca și personalitate, faptul că e prezent într-un show TV. Da. Păi stai că n-am dreptat de parai. Da, ce mai vrei? Faptul că ești într-un show TV, ești prezentat într-un fel, poți să ai multă influență acasă, te face să vrei să ieși puțin mai mult în evidență? Depinde. Eu nu, Ghiță, da. Nu, stai puțin. Am zis da. Exact. Zic da pentru că asta am simțit la Andrei. Tocmai de astfel de multe ori. Juca un rol. Exact. De foarte multe ori, eu nu înțelegeam de ce el în consiliu ridica mâna și zicea, vreau să spun ceva. Am mai auzit cuvintele astea la Andrei și el a spus același lucru despre tine. Băi, dar mie nu-mi pasă ce zice Andrei despre mine. Tu nu înțelegi. Adică pentru mine Andrei reprezintă zero, e nul. El ca persoană. Dacă îl văd pe stradă, da, salut. Da, într-adevăr, să știi da. Că așa spunea. Nu e blând deloc. Stai că eu am ceva dur. De spus. Da, el mereu zicea, vreau să completez ceva, vreau să zic ceva. El ne reproșa nouă că de ce o nominalizați pe Elena, că nu știu cum, că nu știu ce. Moment în care ei au votat-o pe Adriana. Ne ziceau nouă că ne certăm pe nu știu ce. Consiliul următor, ce apărea? Ei se certau. Exact. Deci, ce ne zicea el nouă că voi nu faceți bine, el asta făcea în tabără. Păi băi băiatule, și să nu mai uităm, momentul în care tu îți susții echipa, păi și momentul ăla în care tu n-aduci punct în ziua aia, și aici o pot dovedi și cu Cezar de față, bă, nu poți să taci și să nu-ți încurajezi echipa și să fii ofticos că nu ți-ai dus punctul echipei tale. Noi am avut momente în care n-am adus punct echipei, dar în continuare am încurajat pe alții. Pentru că dacă n-aduceam eu astăzi, putea să aducă Cezar. Și de multe ori acolo la Survivor ziceai, bă, hai că poți, conta foarte mult, pentru că eram înfometați. Eu la un moment dat am plâns când am primit mâncare, micul dejun, recompensă. Am plâns când am văzut mâncarea în fața ochilor. Dar altă întrebare. Uite, stai puțin să citesc încă un mesaj al lui Zianei. Un mesaj foarte frumos. Cred că Cezar trebuia să fie la război. Și ai noștri s-au certat, dar faimoșii au fost numărul 1 detașat la acest capitol și spune că voi, practic, din exterior, n-ați fost o echipă. Așa s-a văzut. Nu că n-am fost o echipă, problema era altceva. N-am fost o echipă, hai să spun așa. Zi pe zi nu, pentru la noi s-a întâmplat altceva, la noi am uitat că noi trebuie să ne batem cu cealaltă echipă. Exact. La noi orgolile și erau mai mari decât să câștigăm cu cealaltă echipă. La noi era orgoliu să îl fac să tacă pe X, pe Y, să arăt eu că-s mai bun ca X sau ca Y, ceva de genul ăsta. Asta a fost la noi. Adică orgoliul a fost mai mare decât interesul. Așa, și noi ne descărcam nervii în interior, nu pe traseu și cu ceilalți. Nu, la noi ne descărcam între noi. Și la noi a contat foarte mult spiritul acesta și vibe-ul, că noi multe meciuri am câștigat spiritul, datorită spiritului, că intram de multe ori, am condus cu foarte mult și deci nu cedam. Ați fost în unele momente o echipă și în altele mai puțin. Pe traseu, de cele mai multe ori am fost o echipă, pentru că venim din sport. Asta spun, noi când eram o echipă și chiar dacă aveam certuri, dar pe teren eram o echipă și vibe-ul ăla ne ajuta foarte mult. Trăgeam de noi ca nebunii, cum trăgeam și câștigam.
Dacă noi ne lăsam copleșiți de vibe-ul acela, nu mai câștigam. Și pierdeam exact. La scoruri din alea foarte mari și nu înțelegeam ce se întâmplă. Ziceai mai devreme de Andrei, uite aici chiar trebuie să îi aduc un compliment pentru faptul că de foarte multe ori, în timp ce Cezar cu Mihai dădeau indicații echipei, eu cu o ureche ascultam și cu cealaltă mă uitam la Andrei. Chiar știa foarte multe indicații pe care le dădea echipei și erau foarte bune pe traseu. Și dacă erai un pic atent la el, în momentul în care le explica cu echipierilor lui anumite tehnici de aruncare sau de prindere sau cum să ajungi să înaintezi cât mai repede în fața adversarului, de foarte multe ori chestia asta am furat-o de la el. Și el a spus același lucru despre tine, să exact, știi. Da, da, mi-aduc aminte. Dacă a furat deci, ceva de la tine, vezi? Da, deci eram... numai nasol, mai era. Păi nu, că nu-i vorba de nasol, e vorba că, că nu știu, așa... în oglindă, așa puțin. El a încercat foarte mult să... Știi, pe lângă faptul că Andrei se certa cu Ghiță și avea el săgețile la care le dea lui Ghiță, da. Andrei este a fost un jucător foarte bun. Foarte corect. Bun. A ieșit numărul 1 în momentul în care a plecat din competiție, era pe primul loc. Și merita. Da, a fost un concurent foarte bun. Chit că eu la un dat i-am zis și lui, bă, ok, tu ți-ai adus punctele, ai fost foarte bun, dar să nu uităm, când am intrat eu în concurs, el juca cu Lino, juca cu... Așa a spus care... și Emanuel, dar totuși Lino a ieșit destul de repede, mi s-a părut... Da, da, până să rămânem... Mai ieșit. Da. Sunt oameni de acasă care vă întreabă așa, ați vrut la Faimos sau ați mers la Războinici? La Faimos până la cap. La mine e o chestie ciudată, pentru că... Sincer. Nu conta. Nu, ba, conta. Conta. Dar lasă-mi conta. Să spună. Pentru că eu în momentul... M-a puțin Ghiță să vă întrerup, mi-a trimis Mihai Onicaș niște poze și vreau să-i arăt și lui Ghiță prima dată. Și ia să ne ajut. Nu cred. Și vreau să ne arăt. Mihai, să... frate, te pup. Vin la voi, vin la Cluj. Păi să ne mai arăt. Ia uite, arată mâncare, da. Mihai. Da, Mihai în continuare cu mâncarea. Profesie de cu mâncarea. Eu am lăsat mâncarea deoparte. Să vă arătăm cred și oamenilor de acasă. Mihai, mi-e foame, frate, chiar n-am avut timp să mănânc astăzi. L-am adus... Stai acolo, Cezar. Așa. Foarte bine, pentru că... Uite, dar cine gătește așa de bine? Ține puțin să se vadă la cameră. Ce mă Mihai, tu ai făcut sau Ștefi? Zi sincer. Amândoi. Poate să intre, după să cum ne îi cunosc. Să-ți dea mesaj cine a gătit. Să-i spunem și lui Ștefi la mulți ani, pentru că a fost ziua ei... săptămâna trecută. Da, a fost ziua Ștefaniei. Pe 19, dacă nu mă înșel. Da. Și astăzi, să nu uit, este ziua lui Ionuș Jaguar. La mulți ani, Ionuț, să fii sănătos, toate dorințele să ți se îndeplinească. Și dacă toți suntem la capitolul cu ține de naștere, am și eu un prieten umărat foarte frumos, căruia îi urez la mulți ani astăzi, un prieten foarte bun. Mai am prieteni care astăzi se celebrează ziua de naștere. Uite... Foarte mulți săraci. Da, foarte mulți săraci. Și mama este Ragda, mai este până la ziua ei puțin. Giornică Mincă și Mincu și ziua lui a fost de curând. Este alături de noi, Giorgică, și spune, te întreabă, Cezar, ce părere ai despre Emi? A fost ea devoratoarea de balauri, în ghilimele? Emi, dacă a fost devoratoarea de balauri? Da, în ghilimele. Emi a fost o sportivă foarte bună și a fost foarte sinceră și era foarte vulcanică. Era un fel de Ghiță la nivel 100. Am înțeles. Dar te-a scos și pe tine din sărite? Nu m-a scos pe mine din sărite. Eu pe Emi o vedeam acum, o vedeam, cum să zic, trebuia să lași așa cum zice ea. Că pe moment enerva, făceam toate felurile, urla, înjura, dar după aici trecea și revenea la normal. Și de aia, eu lăsam de multe ori în pace să se descarce, că am văzut de multe ori că avea și ea frustrări, era nervoasă, era supărată, ea încă nu înțelegea ce se întâmplă. Dar până la urmă a înțeles că e o competiție, a înțeles tot ce se întâmplă și a început să se dea și ea pe brazdă. Da, mie mi-a plăcut de Emi foarte mult competiție. Vreau să vă mulțumesc foarte mult celor de acasă care mi-au apreciat rotița. Îți mulțumesc Adriana, îți mulțumesc Cristina, îți mulțumesc Luiziana. O să promit că la sfârșitul emisiunea să mă și ridic în picioare deocamdată. O să stau așa și o să citesc ce se întâmplă aici. Vă mulțumesc foarte mult și pentru mesajele care vin la adresa mea. Ia să vedem ce mai scriu despre... Mulți zic și despre... Ghiță e cel mai tare. Păcat că nu a câștigat
a lupei, uite, sunt alții care... A fiecare își semnătură lui. Și zice că te-a săpat cu ea. Nu e adevărat deloc. Ea chiar m-a salvat. A vrut să mă salveze. Ea a vrut să te salveze, dar... Da. Și m-a săpat pe mine. Exact. Pe Cezar l-a săpat mai degrabă. Pentru că ea exact, a și zis pe mine m-a săpat, și-ar fi dorit să rămân eu în locul lui Cezar, pentru că noi doi eram foarte apropiați. Dar știi ce s-a întâmplat? Pentru că Iancu a povestit săptămâna trecută aici la noi că a vrut să o testeze puțin pe Emi, s-a dus la ea și a zis, știi, te vot, eu cu Emanuel am hotărât, te vom vota astăzi. Nu, nu se poate, nu aveți cum să mă votați pe mine? Păi atunci trebuie să votez pe cineva. Și bineînțeles, concurența trebuie eliminată. Deci era influențabilă, cu alte cuvinte, Emi? Da, da. Sau știa, voia să rămână cu, în competiție? Nu, eu și dorea foarte mult să rămână în competiție și era ușor influențabilă. Adică, eu am zis tot timpul, Emi încă e un copil, ea mai trebuie să crească, i-am spus și ei chestia asta și eu sunt convins că în viitor Emi își va da seama de toate chestiile astea și chiar se va maturiza. E foarte sufletistă, Emi. Da, foarte, e foarte sufletistă. O să sperăm că o să o avem și pe ea aici. A fost o problemă săptămâna trecută, să sperăm că va fi sănătoasă și va fi alături de noi. Ada Lena are un mesaj foarte frumos pentru tine, Ghiță. Ghiță, o cunoști pe Cleopatra Stratan? Poate faceți împreună un remake la cântecul cu numele tău. La câte portițe te trimiteam noi, fanii războinicilor, că prea erai bun uneori. Deci... Asta e melodia copilăriei mele, melodia care m-a consacrat pe mine. Tocmai de aia, cred că cu melodia asta nu mi-a ajuns să-mi fie rușine. La un moment dat mi-era rușine să zic, mă cheamă Ghiță. Și melodia asta chiar m-a consacrat. Da, ai și zis când ai intrat, când am făcut cunoștință Ghiță, și mi-ai zis Ghiță, ai zis, să nu începi și tu cu melodia aia. Să da, nu am chiar eram sătul deja de melodia asta, da? E adevărat. A traumatizat copilăria. Exact. Dar și acum încă primesc mesaje de la foarte mulți fani și îmi zic, te aștept la portiță? Și eram like, nu, hai să schimbăm. Schimbați-mă cazul, vă rog, glumă. Eu cred că ai reactualizat melodia asta, dacă da. Stau să mă gândesc, prin acest Survivor. Rostas Viorica spune, așa a fost Ghiță, cel mai sufletist și mai respectos. Uite, lumea te-a apreciat. Lari spune așa, am intrat și eu puțin să vă salut, te pe mine și noi. Pe Alex și prietenii de aici și vreau să afle noile tendințe în coafură după pandemia asta, vreau să-mi aranjez lucrul și aici poate primesc ceva îndrumări de la vreunul dintre invitații de azi. Ați rămas cu asta, cu faptul că la tine s-a deschis un salon prima dată, Cezar, iar la tine cu Chelvia. O să te urmărească. Să știți toată că am viața. O prietenă în grupul de la Pitești. Și apropo, că ziceam mai devreme de raci, și eu am mama unei prietene de la Pitești și torac, deci uite câți raci avem. Și o prietenă din gașca de la Pitești chiar s-a tuns cheală. Adică s-a tuns foarte scurt. Pentru că ea și-a dorit foarte mult, are ceva de genul 20 de ani de când a învins cancerul și a zis că în drept de sărbătoare se va tune din nou scurt. Și s-a tuns scurt. Vezi, și făceam caterincă, știi, că băi, da. M-ai ascultat pe mine sau... Eu voiam să-i mai întreb ceva. Întreabă, eu vreau la mesaje. În competiție să ascundeau participanții, concurenții în spatele punctelor, adică se întâmplă... Da. Nu neapărat să spui, dar să simte. Bă, că eu am adus puncte și pe mine să nu mă nominalizați. Da. Cearta mea cu Mihai de acolo a pornit. Cum adică? Cine, adică tu aduceai puncte... Și nu, a fost momentul în care eu n-am adus puncte, 8 jocuri. A fost Ghiță în momentul, a fost nominalizat. Da. Și atunci, vezi, deci au fost 3 dăți. Îți mai zic unul. Pe insulă, înainte să plecăm. Când ai venit dimineața la mine de-am spart cocosul, de-am mai învățat care cocos e bounty. Că noi găseam, l-am dat cocos bounty, mamă, îl mâncam pe ăla de numai. Și m-ai venit și m-ai nominalizat-o pe mine. Și mi-ai zis că de seară în consiliu pe mine mă nominalizezi. Deci au fost 3 momente. Eu țin minte. Bine, stai. Una e să-i spui, să vin la tine să zic, bă, vreau să te nominalizez, că n-ai adus puncte mult timp. Sau, de alta e să ai o atitudine, bă, eu am adus puncte și pe mine să nu mă nominalizez. Atunci, de faza de care zic eu cu cearta, când a zis Cezar că mă nominalizează, a fost imediat după ce a ieșit Grațiela, când el a zis că, ok, a plecat. Noi, la un moment dat, am zis, ok. Sunt eu cu Grațiela și Elena, care ci că suntem influența negativă a echipei. A plecat Grațiela, am rămas eu cu Elena. Și am zis, băi, s-au calmat apele, dar în continuare mai trebuia eliminat unul din noi doi. Și au dat în mine în momentul ăla. Și atunci, Cezar fiind un lider,
influența și plus faptul că eu, într-adevăr, întotdeauna am zis lucruri pe nume, nu m-a interesat că ești femeie, bărbat, frate, mamă, soră. Eu dacă simt nevoia să zic ceva, zic. Și oarecum chestia asta, că am avut eu gură mare și întotdeauna am zis, băi, cum cred eu, ce s-ar mi-a zis? Băi, în seara asta eu te nominalizez. Dar n-am ieșit. Am stat destul de mult. Chit că am fost. Și ce ziceai tu de ăsta? Da, foarte mult ne-am ascuns în spatele punctelor. Și totul a plecat iar. Uite că ajungem tot la Andrei. Pentru că ei tot vorbeau. La ei chiar s-a făcut chestia asta. Că noi am adus 17 puncte săptămâna asta. Noi nu știu ce. Și l-am dat și noi ne foloseam de asta. Adică certurile mele de multe ori cu Elena îi ziceam, băi, uite, noi ne certăm în tabără. Păi stai că eu de la femeie aduc cel mai multe puncte. Momentul în care eu cu Grațiela și cu Emil am votat pe Mihai, a fost o ceartă acolo, oarecum că de ce îl nominalizez, pentru că el a adus puncte. Eu acolo am încercat să fac o altă strategie. El votându-mă, el de foarte multe ori își schimba vot înainte de consiliu. Cine? Cezar. Cezar. Zicea, el voiai să arunci un vot în aer, dacă ți-mi minte. De foarte multe ori ai vrut să arunci un vot în aer. Și s-a întâmplat... Eu am aruncat de multe ori voturi în aer pentru că erau, dau un exemplu, 3 contra 3 sau 4 contra exact. 4. Și ca să nu se ducă doi oameni în consiliu, că dacă eu, votul meu decidea nu doar unul, doar și al doilea. Și schimbam votul și dădeam un vot în aer ca să nu trimit doi oameni în consiliu. Să se ducă doar unul. Oricum pleca tot unul acasă, nu contează. Nu doi. Da. N-am vrut chestia asta, că s-a întâmplat o dată cu Raul, dacă ții minte da. Atunci. Când a câștigat în fața lui Rubi. Exact. Da. Și atunci când Raul a ajuns și el în, la votul publicului, Raul n-avea ce căuta acolo. Am și zis că din cauza că nu s-a vorbit. Da. Și am zis, bă, nu mai vreau să se întâmple vreodată să da. Trimitem doi oameni aiurea în fața publicului. Ori X, ori Y, acum asta e. Și eu atunci am încercat să fac o strategie. Am rugat-o pe Grațiela și pe Emi să voteze cu mine. Am votat cu Mihai, da. Pentru că de la Mihai a plecat să mă nominalizeze pe mine, pentru că eram în punctul meu slab. Și atunci eu m-am gândit, votăm așa, că suntem noi trei și ei patru. În cazul în care Cezar își schimbă votul, el de obicei vota ori cu mine, l-arunca în aer, ori cu Mihai, ca să fie votul în aer, întotdeauna ne zicea, ori. Da. Și el mi-a zis că mă votează și am zis, bă, poate se schimbă și atunci pică Mihai și pică Mihai la vot și scap eu. Da, nu s-a întâmplat. Da, da, el mai dădea și voturi în aer, dar a mai eliminat fără să vrea niște competitori, da, pentru că atât Lino, cât și Ruby și ce vote, cum te simțeai tu? Mi se rupea sufletul, îți dai seama că... Ei erau cu bună dispoziție a grupului, mereu. Da. Rubi încânta, bine, la fel și Elena încânta. Lino era cu glumele, cu... În fine, era o atmosferă foarte frumoasă în echipă și aveam nevoie de chestia asta. Și eu speram să câștigăm noi, să nu trimitem pe nimeni de la noi. Dar până la urmă așa a fost și din păcate au plecat și Rubi și Lino. Acum nu pot să... După fața lor se vedea că îmi pare rău că a plecat. Așa. Și asta m-a liniștit când i-am văzut, mai ales la Lino. Lino s-a schimbat 180 de grade. Era cel mai fericit. Da. Nu l-am văzut niciodată așa de fericit pe Lino, că știa că pleacă acasă. Și chestia asta nu, m-a liniștit atunci. Da, apropo de lucrurile astea, la voi sistemul acesta de votare la început v-a destabilizat ca echipă. Ați avut și acest ghinion voi la faimă și chiți a venit un pic mai târziu. Crezi că dacă și la războinici ar fi funcționat chestia asta să fie cu câte trei votați, s-ar fi certat și ei mai mult? Exact. Războinicii s-au certat mult mai rău ca noi și mult mai urât. Am asistat, bine, fără să vreau, că nu-mi plăcea să asist la certuri, dar câteva secunde cât am fost și eu și am asistat la câteva certuri, certurile au fost mult mai urâte și mult mai aprige decât la noi. Între care concurenți? Băi, nu mai țin minte. Bine, am văzut și noi certurile. Eu a fost unul foarte grav între Lola și Andy. Lola și Andy. Ăla a fost unul... Emanuel, Emma... Emma și Andrei. Și Andrei. Mamă, ăla Emma și Andrei o să rămână istorie. Eu exact. Chiar am crezut că dă cu scaunul în cap. La noi niciodată n-a fost așa ceva. Da, niciodată. Noi numai ce terminasem jocul atunci. Era din plastic, era de la fragil. Da, uite, se credea că era în tabără războinicilor. Da. Deci cum s-a întâmplat? Noi atunci, exact, noi terminasem atunci jocul. Chiar câștigasem. A fost singurul joc în care Elena n-a jucat. Cel cu ciocană. De trebuia să spargi ceramica. Și noi câștigasem, dacă nu mă înșel atunci, ce? Mic dejun, cereale, laște, nu mai știu. Imunitate, parcă. Da, atunci tot erau imunități. Atunci, da, era prea de cu imunitățile. În fine, noi câștigasem și ne duceam spre cort unde ne lăsam ghiozdanul și toate lucrurile. Moment în care la un dat s-aude din spatele nostru...
mamă, și ne întoarcem. M-am dus fain frumos, eu am asistat, da, m-am uitat. Ghiță s-a pus și a pus acolo și a întins Ghiozdan. Eu făceam stretching. Și stătea acolo eu să se uite, să, ca la spectacol. Exact. Păi cum să eu am fugit, eu am întins-o de acolo, m-am dus departe să nu văd. A fost vorba de Andrei, eu trebuia să am ceva la mână să-l atac și pe el. Și chiar am stat și m-am uitat, Emma a fost puțin revoltată, Carina s-a autopropus, până la urmă a zis nu mai mă votați, a ieșit scandal, până când a zis Emma, băi, oameni buni, noi am făcut un clasament, e rândul meu să mă nominalizați, mă nominalizați și cu asta basta. Și bineînțeles că Andrei nu putea să termine acolo conflictul, în momentul în care a zis de Cristian. Și dai seama că tu și chiar știi tot ce s-a întâmplat. Da, normal. Știe, nu vezi că asta trei zile în casă cu Emma, știu tot. Știu și mai multe decât trebuie. Și a fost momentul în care pur și simplu Emma s-a aprins, pentru că și ea cu Cristian a avut o relație foarte bună de prietenie. Și normal că atunci când cineva, nu știu, te atacă cu o minciună ceva. Da, că asta mă nerva și pe noi la Elena. Când zicea mereu de Grațiela, dar noi n-aveam nimic la mijloc. Așa a fost și la ea cu Cristian. N-a fost nimic la mijloc, doar o prietenie. Ei chiar împărțeau absolut tot. Tot ce primeau ca și reward, puneau deoparte și mâncau mai puțin ca să-și împartă mâncarea. Dar să știi că nu numai Andrei a spus lucrul ăsta. Mi-aduc aminte că și Remus aici la noi în studio a vorbit despre o apropiere între Cristi și Emanuela. Mai ți-a duce aminte? No. Mai ales vă garantez că nu, da, nu e nimic. Cristi îi plăcea de Asiana sau nu? Nu. No. Stai mă că i-a dat mărțișor. Pentru că a vrut să facă strategie. Tu ce părere ai? Că a făcut ceva ca au stat o lună jumate în Dominicană, se puteau combina acolo dacă era pe bune. Păi da, dar poate după aia nu i-a mai plăcut. Nicio șansă. Cristi e foarte deștept și foarte... E băiețaș de cartier, se vede. Tu ce crezi, Cezar? Într-adevăr, Asiana este o fată foarte drăguță. Acum ce e în sufletul lui Cristi și ce a fost cu adevărat, acolo nu mai el știe. Într-adevăr, a încercat să-i dat un mărțișor. Poate a fost și doar glumea. Poate da, și doar glumea. Da, să... Că până la urmă nu poți să judeci că a fost un gest foarte frumos. Foarte frumos, da. Dar poate cu Elena nu-i mergea. Da. Asiana a văzut-o pe Asiana mai micuță și a zis hai că poate cine știe, poate poți să încerci și poate merge mai ușor. Eu zic că e strategia aia ce a făcut Cristi. Eu așa cred. Vă zic și un secret. Acum, Ghiță, când bine spunea că... anumite chestii, da, am învățat să-l ascult. Că ți-a spus ceva, când spunea, băi, și la cine iese sau pe cine votează, eu îmi dădeam cu părere așa, la mine, sportiv sau așa, dar Ghiță, cine spunea, ăla era. Aia înseamnă că are dreptate acum. Are dreptate, da. A avut dreptate. Nu știu dacă are dreptate acum, dar a avut dreptate. Nu lucrez la producție, să știți. Deci a avut dreptate când îmi spunea, băi, vezi că îl nominalizează pe ăla. Pff, n-are cum, mă. Ăla e și exact. Nu pentru că cred. Eu sunt foarte atent la detalii. Exact. De exemplu, și acum, exact, de foarte multe ori ce zicea. Ia ce ai observat tu așa? De când ai venit în studioul nostru, ce să... O să rămâi uimit. Da, o să rămâi uimit. Pe bune, chiar rămâne uimit, da? O să rămâi uimit. Erau foarte multe momente chiar și în tabără, în momentul în care eu făceam un lucru și Cezar îmi zicea, știi că s-a întâmplat... Și eu îi ziceam, ce, vrei să-ți zic mai multe detalii? Deci eram foarte atent la multe chestii mărunte. Și tocmai chestia asta de multe ori ziceam lui Cezar, băi, ok, tu pe traseu ne zici asta, dar ascultă și ce zic eu, pentru că eu vin cu detaliile alea mici. El ne zicea de firmituri și eu ziceam, păi eu vreau prăjitura. Și atunci dacă din firmiturile alea aduni, formezi încă o bucată de prăjitură. Și chestia asta a funcționat la noi o perioadă foarte bună. Mă rog că nu s-a dus Cristi cu mărțiciorul la Cristina și Cano. Da. No. Dacă s-ar fi dus la Cristina, ce ar fi zis? E așa scandal, mare scandal. Cristina n-ar fi acceptat. Nu, ce s-ar putea să povestesc? Clar. Ce pot să povestesc? Dacă s-ar fi dus cu un mărțișor. Cristina este o doamnă foarte deșteaptă și elegantă, am mai zis. Nu poți să te duci, doamne Cristinei, doamne Cristinei, cu un mărțișor în junglă. A, nu. Nu. Acum, eu zic că l-accepta. Dacă l-accepta, poftim? E normal, e un gest frumos. Eu m-am înțeles foarte bine cu Cristina. Chiar m-am înțeles foarte bine. Discuțiile care au plecat după ce a ieșit sau după nominalizare au fost altele. Dar până atunci eu m-am înțeles foarte bine cu Cristina. Dar dacă Andi ar fi dat un mărțișor? Cristinei? Da. Nu cred. Nu cred nici așa. Nici Andy, nu cred că ar fi acceptat nici de la Andy. Și zicea, cum ți s-a părut aici? La... Cum ți s-a părut acel moment, mai ales că era și pe la început? Era cu jungla? Cu... Nu, când a zis că nu-l cunoaște. Că nu-l cunoaște pe Andy. Ce pot să spun?
Atunci era ca o ceartă între războinici și faimuri, o tachinare. Da. Erau săgeți și din stânga și din dreapta. Foarte adică și din partea Cristina, da. Războinicilor și din partea faimoșilor. Da, până la urmă Cristina a dat și o săgeată înapoi, da. Că a primit și a săgeți și acum a trimis și înapoi. Dar a fost un deliciu atunci. Da, Cristina a distrat și mai. Nu-l cunosc pe acest domn cu barbă care a participat la show-uri matrimoniale. A făcut adresat de genul. Da, aoleo, hai că deja e prea mult, nu. Da, bine, că am știat multe despre el, dar nu-l cunosc. Da. La un moment dat, oricum, încercai să spui orice. Ori până la limita nesimțirii, ori până la limita, știi, complimentelor. Doar pentru a face o strategie să nu fii nominalizat, ori ca să-l enervezi pe cel de lângă tine. Dar tu când ai plecat de acasă și te-ai duci la Survivor, ce strategie ți-ai făcut? Ce strategie? Da. Păi uite, că nu v-am răspuns mai devreme la întrebarea cu la ce echipă mi-aș fi dorit să fac parte. Eu trebuia să mă duc la războinici în echipă. De unde știi tu? Pentru că eu am venit la... Așa, era exact. Casting. Eu am venit la casting, eu acolo am cunoscut-o pe Adriana, eu acolo am cunoscut-o pe Emma. Așa, mai povestit. Exact, eu de acolo sunt prieten cu Carmen Emanuela și în prezent chiar și acum am fost la Reșița, la ziua ei, l-am cunoscut și pe Tomiță. La mulți ani și ei, fost, transmis, da, și ziua ei. Și de acolo i-am cunoscut și pe Cristi și pe mai mulți. Dar după aia mi-au zis, ok, tu ești rezervă, nu te luăm, nu vrem, nu ești ceea ce căutăm noi. Și am zis, ok, mulțumesc. Tu ești mai bun de atât. Stai exact, că te... mulțumesc, la revedere. Mai și în momentul în care am plecat acasă, oarecum am avut așa un feeling de ăsta nașpa, că băi, pe bune, chiar cred că pe bază sportivă chiar sunt foarte bun. Ok, că n-am treabă cu camerele și acum chiar sunt pe obișnuit, nu mai am nicio problemă. Momentul ăla chiar am avut panică, așa că mergeam camera și microfonul. Și m-au sunat pe 20 și... Nu, pe 21. Pe 21 seara la ora 11. Ianuarie? Da, pe 21 ianuarie m-au sunat seara la ora 23:30, momentul în care s-a terminat emisiunea și mi-au zis, ți-am zis că te sunăm? Și am zis, păi da, dar au trecut două luni. Păi hai în Dominicană. Și în momentul în care m-am dus în Dominicană, deci am fost așa, 48 de ore. Bun, și ce strategie ți-ai făcut? Ce să mai fac strategie? 48 de ore și când dormi, taca. Jur că n-am făcut nicio strategie. Singura strategie pe care am făcut-o și pot să o recunosc. Am făcut acolo, stai liniștit. Exact. Dar singura pe care am făcut-o pe drum a fost, dacă eu cu Raul vom fi, că noi nu știam la ce echipă vom face parte, eu, Raul și cu Cornel nu știam, dar noi ne-am rugat în felul următor, pentru că eu cu Raul am avut locuri în avion în același loc și Cornel a avut separat și am zis, Doamne, dă să fim la faimoși împreună și Cornel la războinici și noi doi nu tot ne vom cu Raul, vota. Uite, apropo de ce spune și Cezar, uite, tot ce ai spus, da. Da, ia-te la detalii. Acest profet al lumii moderne. Să mai citim niște mesaje. Onuța Oana spune, Ghiță, te aștept de seară la Portiță. Asta e. Uite, da, a revenit și... Cleopatra în trend. A revenit. Uite, Adalena a făcut acel clasament al lui Andrei cu voi băieții din cealaltă echipă, pentru că s-a vorbit foarte mult că el ar fi jucat doar cu cei mai slabi. Andrei, 8 din 8 puncte cu Vlădău. Da, 3 din 3 cu Lino, 8 din 10 cu Sony, 1 din 2 cu Raul, 11 din 33 cu Ghiță, deci este la tine balanța, 12 din 22 cu Mihai și 26 din 41 cu Cezar. 6 din 49. Deci ai avut mult mai multe victorii cu Cezar, sunt și cu Ghiță. Și ce zicea mai devreme? Egalitatea puțin cu Mihai. Ok, cu Mihai. Dar ce zicea mai devreme? Că a jucat cu concurenți slabi. Adică Lino, ok, am tot respectul pentru Lino, însă el nu este un sportiv la bază, este un cântăreț și fix cum zicea și el. Băi, stați un pic, Lino vine la box. Da, am văzut și eu. Să vedeți ce box, ce sportiv se face Lino. Nu mai. Serios? Da. De când a făcut cu mine și la mănuși. De când? Are, cred că, 5 antrenamente și se și ved. Da? Da. Păi... O să fiți uimiți toți. Dar ce l-a, ați vorbit voi în Dominicană? În Dominicană m-a rugat să-l învăț puțin box. Și am învățat să lovească cât de cât, a prins foarte repede și prinde foarte repede. A venit, i-am spus, când vin în București, o să-l chem la sală și așa s-a și întâmplat. Și acum vine, vine aproape în fiecare zi, deci când are ocazia, vine la box. A venit și Bogdan Vlădău, a făcut un antrenament, îl mai aștept în continuare, dar Lino se ține cel mai mult. Vine aproape în fiecare bine, zi. Bine, la Bogdan acum e alt program.
Da. De când s-a născut fetița lui? Da. 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 Oricum sunt scandalurile astea cu Golden Boy. Cred că are nevoie de niște lecții de box Dino. Nu, da. Lecțiile de box, un pic, lecțiile de box pentru el o să îi dea mult mai multă încredere. Adevărat. Când va învăța să lovească bine și va, o să vedeți că o să aibă altă atitudine. Oricum, Caterin Calulino nu bate nimeni. O să spui, dar vreau să citesc un mesaj pentru că dispare foarte repede. Mă roagă foarte mult să-ți transmiți Cezar mesajul acesta. Cosmin Ștefania Pop. Wow, ce s-a schimbat Cezar. Arată diferit față de Survivor. Vă rog frumos să-i transmiteți multă sănătate și fericire alături de cei dragi lui. Vă rog frumos să-i transmiteți. Vă pup pe toți. Deci m-am ținut de cuvânt acum. Ștefania. Îți mulțumesc din suflet, Ștefania. Așa, acum... Nu vreau să am întrerupt un pic discuția asta, dar voiam să citesc acest mesaj pentru că... Și nimic urât? Nimic urât, uite mă, cu ce faci? Sunt războinici care întreabă așa, cu ce războinici din competiție ați rezonat și cine v-a plăcut? Adică cine v-a plăcut din tabăra cealaltă? Eu vreau să spun că cu toți am rezonat, cu toți am vorbit. Eu m-am înțeles foarte bine cu toată lumea. Eu m-am înțeles bine și cu faimoșii și cu războinicii. Dar pe cine ai apreciat tu, în mod deosebit? Trebuia să ai un favorit. Cum să zic? Am zis, Andrei l-am apreciat că a fost un sportiv foarte bun, incredibil. Da, și eu sunt de acord. Remus a fost Cel mai bun survivor. Adriana, cea mai bună sportivă de la fete. Emanuel, îl apreciez, dar și acum nu o să uit niciodată că mi-a luat... Am câștigat punctul acela. Precis, dar am boală pe el. Nu, glumesc. Sunt, toți sunt survivor adevărați. N-am întâlnit pe nimeni să spun, băi, ăla chiar n-are ce căuta acolo, sau chiar nu-mi place, sau să mă cert cu cineva, să... Nu, absolut nimeni. Eu m-am înțeles bine cu toată lumea și am văzut la toți lucrurile frumoase și ce pot ei să ofer. A fost dureros că nu ai reușit să câștigi atunci locul în finală. A fost dureros, mai mult, nu pentru mine, mai mult pentru susținătorii mei, că știam că și-ar fi dorit să ajung în finală. Și ai fost acolo, la am fost acolo, exact. Era finalul asta tău. M-a durut cel mai mult, pentru ei, nu pentru mine, pe chiar pentru ei. Eu am zis că o să câștige Elena și eram 100% convins că va câștiga Elena și așa s-a întâmplat, dar pentru ei mi-aș fi dorit să ajung în finală. Oamenii te întreabă pe tine, Ghiță, ai simțit că o să ieși din Survivor în acel consiliu? În seara aia? Da. Da, no my God. Păi am simțit-o de la joc. Momentul în care Cezar mă încuraja și zicea, mai stai, că el alunecă. Era foarte cald și am început să transpir. Moment în care eu am greșit din nou pe traseu, să zic, chit că stăteam acolo fix. Știți cum puneți porcul pe rotisor? Da, cam așa am fost noi acolo suspendați. Momentul în care eu am vrut să mă prind cu cotul, să pun efectiv cotul, am pus antebrațul și fiind transpirat am alunecat. Singura chestie care mi-e ciudă acum este faptul că n-am încercat să mă prind cu cealaltă mână să mai duc un pic brațul pentru o secundă, pentru că probabil primeam doar avertisment. Pentru că Emanuel de foarte multe ori a trișat. Dar s-a mișcat și a fost avertizat și atunci, mamă, m-am ofticat și mai tare. Și în momentul în care am văzut că am pierdut, chiar mi-au dat lacrimile, Cezar deja oarecum îmi zicea, stai știi că nu o să ieși tu. Eram, frate... Ăștia mă vânează de două luni de zile. Ție ce războinic mi-a plăcut? Ce războinic mi-a plăcut? Andrei. Da. De la fete... L-ai susținut pe Emanuel în finală. Da. Am zis clar, îmi doresc să câștige un faimos, însă, din punctul meu de vedere, premiul... De ce râzi? De replica ce? Lui, de ce? Răspunsul lui Cezar. A, nu faza cu Andrei. Am început să plâng și imaginez cum l-am văzut Cezar. Păghiță cu ușor, cu lacrimi, stai liniștit, că nu o să ieși tu, ca să nu da, cam așa au fost, i-am ieșit. Stai liniștit, Ghiță, că nu o să ieși tu. Da. Ce imaginație are Alex, își aduce aminte de Republica Domnului. Păi și el a trăit acolo, știe cum stările noastre erau mult mai... ziceam de la fete, foarte mult cu Adriana și spre final cu Lola. Pentru că Lola a rămas cea mai puternică femeie din competiție. A fost competiție. Cea mai bună, dar da, a intrat în finală. Nenorocea pe toată lumea. Fluierând, așa. Da. Crezi că dacă juca și cu tine în seara aia,
Să nu exagerăm. Lola este o sportivă foarte bună. Acum bine, acum glumesc. Oricine putea să câștige. Adevărat. Mai ales și, băi, am pierdut și la Elena. Am pierdut atunci la Săpuleți. Adevărat. Am pierdut legal la ochi și nu mai vreau să mă gândesc că m-au rupt. Ce scandal și atunci cu mine iară. De ce ghite? Ce cu jocul ăla legal la ochi. Toată lumea a înțeles că eu îi dau indicații lui Iancu. Într-adevăr, m-am uitat și eu după aia la televizor. Se vede. Așa se vede, că i-ai dat indicații lui Iancu. Dar nu știți cu cine vorbeam eu? Cu cine? Cu Cezar. Cu Prințul. Că îi ziceam, cum naiba bași Cinciu când dincolo... Adică ziceam cu Pipăitul. Eu eram certat de Ghiță acolo. Da. Și toată lumea zicea mie că îi dau indicații Prințul? Lui... Păi ziceam, Balaur, prin cum vine la gură? Nu, eu legal la ochi, s-a mai văzut un joc legal la ochi, nu am fost total pe lângă... Și am mai zis după și aia. Și jocul ăsta la trafel, legal la ochi, n-am nicio șansă. Da? Eu trebuie să văd ce se întâmplă. Următorul joc a pierdut cu Iancu, după ce am ieșit eu din concurs, și fix îi zisesem în ziua în care am ieșit eu până la Consiliu, i-am zis, Cezar, îmi pare rău că n-a fost astăzi jocul cu memorie vizuală. Că îi ziceam deja, uite, doi cai sau să le pui în ordine cu memorie vizuală. Îi ziceam deja și păi de jocul ăsta. Voi. Păi n-ai auzit că nu funcționa cu legal la ochi? El trebuia să vadă tot. Da, exact. Un adevărat lider vede tot. Pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că eu am fost operat și cât am stat în pat, m-am uitat la Survivor America, Turcia, Australia, Franța, Spania. Cred că am luat toate Survivor-urile din lume. Eu n-am fost așa de documentat. Păi da, da, se întâmpla cu 6 ani în urmă. Destul. Măcar ai avut habar. Exact. Am văzut și eu câteva... din Survivor America. Nu se compară. Da, nu, este un alt format. Cezar, tu ai fost un concurent care poate strategic nu a fost neapărat potrivit pentru Survivor, dar în schimb ai câștigat respectul multora pentru omul care ești. Mi-a plăcut în mod deosebit modul tău de abordare și comportament, atât la victorii cât mai ales la înfrângeri și al vieții în ansamblu. Demn și potrivit unui sportiv cum ești tu. Este mesajul lui Larry, foarte frumos. Lui? Cum îl cheamă? Larry. Este fat. Mulțumesc din suflet pentru acest mesaj frumos. Vreau să mulțumesc tuturor fanilor pentru cuvintele frumoase care mi le-ați spus după ce am ieșit din competiție și îmi pare rău că n-am reușit să răspund la toată lumea, dar am stat și am încercat să răspund la cât mai multe mesaje, am ajuns la câteva sute și după aia mi-am dat seama că trebuie să stau 2 luni în casă ca să pot să răspund la toată lumea. După aia răspundeam înapoi, da. Uite. O să promit că o să fac un live odată, am tot zis că o să fac acel live și o să-l mulțumesc tuturor. Gabriela Trisena, pe care o salutăm, este o doamnă deosebită și o prietenă a emisiunii noastre. Spune, felicitări, Cezar, sincer te vedeam câștigător, nu doar în finală, sunt, are inima albastră de Cezar războinică, dar apreciez și faimoșii care merită. La fel, mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc din tot sufletul. Toți și-au adus aminte, apropo de momentul acela legal la ochi, de Oncescu din primul sezon, care și el avea așa o atitudine când era legal. Am jucat în jocul ăla. Cu el? Da. Păi era foarte simpatic, nu știu că s-a dat momentele acelea de foarte multe ori la televizor. Să dădea cu spatele. Oricum, legal la ochi e altceva. Știi, adică știi prin jocurile legal la ochi. Da, un singur joc am jucat legal la ochi, ăla cu cifrele. Și era ciudat că nu am prins 3-ul ăla aiurea. Și dacă, știi că dacă intrat, păi asta ziceam și eu lui, că 8-ul are cel mai mic. Am jucat și prima rundă și pa, că dacă n-ai prins. Da. Am jucat un singur. Noi am mai prins un joc, fix când am venit eu la început, al treilea, al patrulea, ceva de genul ăsta, că știu că încă era Ruby și eram pe traseu legați la ochi și trebuia să ne coordoneze printr-un șanț, cum ar veni, și aveai obstacolele și trebuia să-ți spună, stânga, față, spate, sus, jos. Și ții minte la un moment dat că îmi zicea Ruby, stânga, stânga, și eu mă duceam și mă băgam în sfoară, ziceam, unde stânga, că mă blochez, la care Ruby, cealaltă stânga, mă, și eram... Cornel a cedat atunci. Da, exact, a fost ultimul joc al lui Cornel. Primul și ultimul. De ce s-a întâmplat cu Cornel? No, aleo, de ce a fugit acasă? Săracu. Ce albina a găsit în pădure? Nu, într-adevăr a fost împuns de albina la ochi, într-adevăr, dar vreau să spun și eu. Frumoasă sintagmă. Eu am fost împuns de albina. N-a crezut nimeni. Eu am fost împuns de 5 odată. Serios? Da, 5 viespi m-au luat foarte tare, fără să mă aștept și mi-au dat, nu 6, scuzați-mă, 6. Am fost împuns de 5 viespi, am fugit vreo 20 de metri și mi-a mai dat una, era în iarbă. În picior, da.
Da, lui păi, dar la el nu s-a întâmplat văzut, la ochi, spital, a fost la spital, i s-a umflat ochiul, nu mai putea să bată. Da, ceva iritație, ceva. Poftim? La tine s-a întâmplat, adică te-ai dus la spital? În gât parcă era în obraz, chiar în obraz, și pe spate, în mână și picior. Pe mine mă amuză că sintagma asta probabil la voi se folosește te-am pus albina, la noi nu se te zice te-a înțepat albina, la noi la Buzău, că eu sunt din... Da, da, da. Și la noi la fel, la Nardeal te-a înțepat albina. Da. Acum da, suntem români și le folosim pe toate. Da, probabil el nici nu a fost agreat în echipă. Au fost poate nu mai știu, multe. Am mai zis, noi față de războinici aveam altă... Nu știu, ne înțelegeam altcumva. Da. La ei certurile erau mult mai aprige și dacă greșea cineva și pierdea un punct, erau foarte multe certuri pe tema asta. La noi dacă greșea cineva, nu l-am certat niciodată, am încercat să-l încurajăm, să meargă mai departe, să șteargă cu buretele ce a fost și urmează următorul joc unde poate să aducă mai multe puncte. Așa a fost. Da, asta este... Uite cum ai zice și adevărul și ceză. Păi vezi, e un lucru normal pentru că într-adevăr, acolo se vedea că cei care erau noi erau un pic respinși de grup. Păi asta ne-a dat, că tot la Andrei ajungem, uite, când am dat noi în Sony, că băi, cum puteți să votați cu cel nou venit? Dar ei n-au făcut același lucru cu Alice și cu Ianco. Bine, noi am dat în Sony chiar accidentat. Da, exact, nu am dat cam vreo noi. Sony v-a reproșat. Da, știu. Da. Pentru că el, în momentul în care a început să-și revine și să aducă puncte, într-adevăr, noi l-am scos. Dar deja... Dar cumva în consiliul ăla, nu mai știu cine s-a certat și el n-avea nicio treabă. Deci el era out din certuri. Nu era atenția asta îndreptată către el. Eu și, cu Elena. Da. Și la sfârșitul consiliului fac Sony, toată lumea zic, păi, de ce v-ați mai certat? Da, s-au certat și a fost votat Sony. Adică, ce am zis cu omul? Dar știi ce, eu sunt curioasă. Nu avea nicio legătură cearta cu cine votăm. Exact. Noi am zis, noi atunci, în momentul acela, am votat Sony pentru că Sony era accidentat. Și dintre noi, nu aveam pe cine. Adevărat, atunci așa era, pentru că Sony era accidentat și nimeni nu merita să Sony mi-a reproșat că de ce l-am votat pe el. I-am spus, pune-te în locul meu și votează tu pe altcineva. Să vedem pe cine votezi. Eu aș vrea să vă întreb despre un moment delicat din competiție. L-am dezbătut de foarte multe delicat. Ori. Delicat? Cel dintre Ana Pal și Andrei, apropo de... Te-a bucurat Glumesc. Pumnul? Nu, te-a nu, bucurat nu. Pumnul Anei? Sau cum l-ați perceput voi de n-a pe margine? N-a fost pumn, a fost cap. Cap, așa. Capul. Nu m-a bucurat deloc. Mie îmi pare foarte rău că s-a întâmplat chestia aceea și... Ana era foarte bună. Ana era foarte bună, îmi pare rău că a plecat, îmi pare foarte rău. Dar ce pot să spun e că a supărat-o foarte tare. Ana avea și probleme acasă. Ce a povestit că se gândea mereu la băiatul ei. Și știu că nu mai dormea noaptea, la Ștefan, nu mai dormea noaptea. Da. Se trezea și se plimba și se gândea la băiatul ei și a trecut printr-o perioadă foarte grea și eu cred că din acel motiv a reacționat așa, că Ana este o persoană foarte blândă. Deci cât am stat noi cu ea în tabără, foarte inventivă și foarte blândă, eu nu mă așteptam să facă vreodată așa ceva. Da, ea te plăcea pe tine, ai și spus că... Da, știu. Bine, poate ghiți și de altă părere că pe el mai terorizeai, mai decât o castană. Nu, stai puțin. Da. Ai fost atent? I-am spus că Ana îmi plăcea pe el și am vrut să continui, să spun că a declarat aici, pur și simplu, că i-a plăcut Ghiță și el a zis știu. Deci păi poți să dezborți un pic... Da, noi doi la Survivor ne-am înțeles chiar foarte bine. La un moment dat, cum zicea și el, am observat și eu că era foarte inventivă. Gândiți-vă că femeia asta, sau domnișoară, că din mamă e femeie, a făcut din alge, a făcut ac. Deci pur și simplu din copacul ăla a găurit-o până a făcut ac. Deci a făcut ac. Și așa a făcut salteaua. A făcut ață. Coralul ăla de, știi, de scoate algele, de lemn. A rupt o bucată. Exact, de stă în pământ. Coralul, de scoate lemn. Nu cred că coralul sunt ăia de piatră. Păi de pe piatră nu crește lemnul ăla de pe ele? A făcut ac. Cum a? A rupt o bucată de lemn. E cum e crescut așa și ascuțit. Ca un lemn ascuțit. Exact, l-a făcut atâta. Copacul ăla de cocos, nu? N-are nicio legătură cu cocos. Din apă. Din apă.
Deci era inventivă, okay. Nu contează. A luat o chestie din apă și a făcut dintr-un lemn, a făcut ac, efectiv. Și a găsit un fel de ață și atât a desfăcut-o. A găurit lemnul ăla, a găsit ață, a despletit-o, a băgat prin el și a făcut dita mai salteaua. Exact, și a început să coase păturile care vorbesc serios, acolo. Deci femeia asta a descurcat genial. Și că ziceai de asta. Da, era un moment în care noi doi la un moment dacă dat stătea până la sfârșit pe ce un plovăr în echipament. Ce? Păi ridicam și noi căsuța aia. O ridicam. La un moment dat noi am găsit un loc pe plajă și mergeam și povesteam. Și acolo a fost momentul în care aflasem și eu de problemele ei de acasă, aflasem și eu de familia ei, de tot. Da, chiar are o viață foarte grea. Și era momentul în care noi am plecat și am aflat că e comunicare la joc. Sunt foarte amuzat acum. Da, uite, am să credeți că... Îmi aduc aminte de unele chestii. Ce vesel ai fost în emisiunea astăzi, Alex. Uite, au observat și oamenii de acasă. Au observat și oamenii de acasă, să știi. Și Bădan care de acolo. Deci, este prima dată când este așa de vesel. Dacă mai stătea mult, își coseau o frânghie și se punea de gândă. Nu cred că a fost ceva bombană. Ea chiar nu suporta. Eu nu știu ce ai dat, mă la urmă. Deci numai tu ai de sucut sigur, chiar că am mirosit-o mai da, de frate. Dominicanii ăștia nu știu ce au băgat în ea. Dar vreau și eu dacă te simți așa de bine. Poți să iau dacă te simți așa de bine. Îmi aduc aminte un episod, Ghiță și Elena stăteau la ceaunul ăla, mestecau în el și la un moment dat se certau. Și nu se oprea niciunul. Unul trebuia să-i dea replica ultimul, știi? Da. asta e adevărat, asta. Mereu. Unul trebuia să-i dea replica ultimul. Întreabă pe Cezar ce orez am făcut eu la Survivor. Ce orez am? Am bătut orezul grațiele. Și imaginează și orezul. Nu, n-a inventat orez. Ok, rețeta de orez. Am primit orez și l-a gătit. Foarte bun, într-adevăr, chiar Ghiță, pe lângă că e la linie, sportiv, frumos, deștept, poate să meargă și la o emisiune de gătit, că hai să nu-i se percepe. Avea și complexul perfecțiunii, avea. Păi mergem aici, în platou alăturat, mă duc și la Bravo Estil. Zice așa, oamenii de acasă, Lari, spune și despre tine, Ghiță, ai fost o pată de culoare, am glumit mai devreme, mă rog, roșie. Pe tema totul. Eu cred că tu, în esență, ești un om bun. Deci este un fan al războinicilor, da? Să rămână mult. E evident. Eu cred că tu, în esență, ești un om bun și dedicat celor apropiați cu adevărat lui. Din punct de vedere sportiv, ai fost foarte bun. Din ce în ce mai bun. Și o calitate importantă a ta a fost că te-ai mobilizat super în condiții de presiune și tensiune extremă. Spune, în schimb, că are... Crede că prietenia cu Grațiela nu te-a favorizat, mai ales pe plan social, pentru că cel criteriu social a fost cel care te-a scos pe tine din circuit, înainte de vreme. Îți doresc mult succes în tot ceea ce faci și să fii sănătos, să ai o viață plină de bucurii. Uite, a fost un mesaj foarte frumos. Colegul mulțumesc meu este foarte vesel. Mesaj. Chiar a fost, eu spun că e ceva. Eu chiar cred că e de la băutura aia. Să arăt și eu. Ești curios, chiar trebuia să luăm toți de la început. Așa să le dăm toți. Păi bineînțeles, da, păi bineînțeles. Trage în piept. Hai, ia. Mamă, și tu una. Acum, hai. Asta e. Mamă, dar chiar miroase. Păi acum... Hai, bea ceva. Hai, că încerc eu, dar... Păi bineînțeles, ia. O să cred că o să faci mai mult decât o să râzi. Hai, că nu vreau să râdem toți odată. Oh, să mă să-i dăm și lui Dan, colegul nostru, în care s-a zis. Eu nu știu așa. Dar chiar a fost... Niciodată n-a fost așa de vesel, adică nici măcar când a fost prima lui emisiune nu l-a bucurat. Pe mine mă amuză, că eu de acasă, mie mi s-a părut Ghiță, a fost cel mai amuzant concurent de la Survivor. Eu când îl vedeam pe Ghiță, când o chestie minoră îl bucura, o să bucura enorm. Când o chestie minoră îl deranja, bă, picat tot! Da, gândește-te cum mi s-ar potrivi mie să vin eu să mă bucur ca Ghiță. Wow! Ce-a Ghiță? Nu, stai puțin, iată, mai trebuie să facă. Da, nu, încape, încape. Ba da, încape, încape, ridică acum. Hai, da, uite-te, Cezar. Gata, Cezar, mai poți să te bucuri. Cum se bucura? Cum ar sta mie să mă bucur? Așa. Să bucura Ghița, că vedea. Wow! Făcea niște bătării din picioare. Da. Le făcea pe toate, trăgea pantaloni în sus. Da, și de multe ori făceam aia cu... Băteam din picioare.
Da, auziți oamenii că erai o pată de culoare acolo, da. Da. Mulțumesc frumos pentru mesaj, chiar da. Foarte frumos și așa e, chiar sunt dedicat, 100%, da. Recunosc. Îți dai seama cât de mult i-a plăcut, a fost trist când ai plecat din competiție, nu mai putea să... Gluma cu acu și cu ața aia a fost bună, că da, m-am răspătat care și după aia mi-am auzit și pe mine. Da, uite, să știi că toți oamenii de acasă te întreabă dacă ești bine, Alex. Așa sunt de obicei, să nu-și facă de... Doar că acum ai mâncat și ciocolată, ai mai mirosit și medicamentul ăla. Da. Asta e medicament sau băutură? E băutură alcoolică, medicament. Deci uite, da. Apropo de fapt, de toate, poți să da. Mai bei un pic. Gabriela spune așa, Alex, ești maxim azi. Îmi place și enorm nou tău look. Toți spun că semeni cu Eminescu. Da, păstrez, mi-am păstrat părul puțin mai lung. Bine, astăzi am avut 7, nu prea sunt mulțumit de cum l-am mi l-am aranjat. Dar păstrez așa pentru că vreau să interpretez un monolog al unui personaj. Stai că nu vorbesc la microfon. Stai, da. Dar mai spune o dată. Hai să-l ducem la Bravo Ice Steel, să vedem dacă... Îl ducem și la Bravo Ice Steel pentru că tot sunt filmările. De chiar acum după emisiune o să-i duc pe băieți la Bravo Ice Steel. Și apropo de... Păi chiar am făcut emisiunea, nu? Eu am da. Și... Ghiță, nu eu, Ghiță, nu eu. Da. Păi cine a interpretat un Ghiță? A fost domnul Moris. A fost... Oh. Ia mai interpretează un pic și aici. No. Uite-te puțin în cameră, în da, partea. Da, de câte am văzut, el este destul de dur. Nu-i place nimic, este mereu pe negativ. Nu, astăzi nu, nu se poate să apare așa în fața mea. Adică are chestii de genul ăsta, nu... Așa, hai, te rog. Mă uitam la el, că tot bea. Tot bea, el vrea să râdă până mâine de dimineață. Exact. Așa. Nu, păi, nu l-ai mai imitat deloc pe... Nu. Dar a fost foarte bine atunci, ai fost foarte apreciat, pentru că țin minte că oamenii din acel proiect implicați atât... Raluca a vrut să-l concedeze pe Moris. Chiar a vrut să-l concedeze pe Moris, dar și să te ia pe tine la emisiune. Niciodată nu este, frate. Să-l interpretezi tot pe Moris. Oh, ok. No. Eu rămân tot la sport, nu mă prea pricep la modă. Mai am așa câteva chestii. Cât, oarecum, chit că avem, am cunosc pe cineva din designer sau, da, am, mătușa mea lucrează în așa ceva, dar nu, moda nu e pentru mine. Eu așa, cât să dea bine, cât să... Cât mai sport, pentru că mă duc, stau foarte mult în sală. Sportiv. În schimb, la basket sau unde, când mă duc la sala de forță, da, am niște pitici pe creier, trebuie să se sorteze pantalonii cu tricoul, cu papucii, cu... Așa e. Nu, altfel nu pot să mă antrenez. Ești o fire perfecționistă. O să-ți citesc un mesaj de final așa al Roxanei Teletin, care spune: Ghiță, ești un super om, puternic, vesel, mereu sufletist, te apreciez și respect foarte mult, ai o energie pozitivă. Și era și un mesaj foarte frumos despre Cezar, dar nu mai reușesc să-l mai văd, era jos pălăria pentru tine. Sunt oameni care te-au îndrăgit, v-au îndrăgit în competiție, cu bune și cu rele. Eu am să mă ridic puțin, pentru că așa am promis la sfârșitul emisiunii că o să mă ridic pentru a vreau să completez ceva, te rog. Da? Că ziceați de suporter, de mesaj, de fan, de susținere. Mă bucur că ai citit mesajul ei, pentru că Roxana este o fetiță din Constanța de 14 ani și dacă ți arăt ce mesaje am primit de la ea, deci eu pot să fac o carte. Domnișoara asta m-a descris cuvânt cu cuvânt exact cum sunt eu în viața de zi cu zi. Cred că s-a uitat de, și la dublaj, și la reluare. Cam și la... câte cuvinte? Băi, nu, sunt... Nu, sunt foarte multe. Deci primesc mesaje sunt foarte oameni multe foarte de la ea. Talentați care chiar, sunt și noi și pe Bianca Maria Sos, care este mică și scrie foarte bine. Cu proximă ocazie, când ajung la Constanța, chiar vreau să o cunosc pe ea. Chiar vreau să... Uite, foarte frumos. O să facem și pozele cu bomboanele miraculoase, de fapt cu licoarea miraculoasă. Am să îi spun o Dan, colegul meu, că o să mă ridic un pic, să vă arăt rochița. Puțin, da? Este o rochiță din Republica Dominicană. Da? Ia uite, și merge numai bine Dominicană. Cu sticluța. Cu merge cu sticluța, o să dau și eu. Trebuia să fie cineva mai liniștit în emisiune. Păi sticla asta cu care a adus rochiță, tablou de vară din Republica Dominicană. Mie chiar îmi place că e pictat. E deja de jumătate, vă dați seama cât a băut Alex din ea. Da, e pictat de mână artistică, să vede ce... Foarte frumos. Eu chiar vreau să-mi fac un tatuaj, palmier. Foarte frumos. Un cuvânt așa de final pentru oamenii de acasă. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot, pentru toată susținerea și
Vă iubesc din tot sufletul. Și eu țin să vă mulțumesc pentru toate mesajele, pentru toată susținerea, indiferent că au fost mesaje de bine, de rău, pe mine m-au ajutat să mai schimb ceva la mine, să realizez alte lucruri. Zici tu că iubești. Chiar îi iubesc pe toți dintre ei, că fără ei noi nu am fi ajuns aici, adică... Adevărat. Chiar nu am fi ajuns. Și n-aș fi ajuns atât de departe în competiție dacă n-aș fi fost votat. Așa că vă iubesc și vă mulțumesc din suflet pentru susținere. Foarte frumos. A fost o emisiune foarte relaxantă. Așa eu... S-a râs mult puțin... astăzi. Da, s-a râs mult. Ne-am simțit foarte bine. L-am văzut în sfârșit fericit pe colegul meu. Ceva s-a întâmplat aici în studio. Mi-a produs un amuzament interior și așa m-am exteriorizat pentru aceste reacții. Foarte frumos. A fost strategie, a fost o strategie. Sper că v-ați simțit și voi foarte bine la noi, pentru mulțumim că pentru este invitație. O prima întâlnire în studioul nostru, pentru că vara este lungă, așa spuneam, puțin mai devreme și vrem să fim alături de dumneavoastră. Noi nu am terminat Survivor-ul, rămânem aici și mai discutăm despre tot ce s-a întâmplat acolo, o să venim și cu imagini, ca să putem să vorbim și pe marginea lor. Așa că vă mai aștept și cu altă ocazie pe aici, pe la noi. Vă mulțumim încă o dată. Tocu și sticluțe de aina asta miraculoasă. O să venim. Am aflat că s-a și croșetat în Republica Dominicană. Wow, wow, wow. Păi mai avem multe de dezvăluit din Dominicana, dacă vreți. Păi, bineînțeles, că ați spus doar o parte. Vă mulțumesc mult că astăzi ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă că ați fost alături de noi. Și mai transmit și eu la mulți ani lui Ionuș Jaguaru, care într-un sezon de Exatlon i-a furat lună bomboană, i-a luat-o din gură, i-a scos-o de poftă de mâncare. Și o sugeam fiecare zi, așa spunea. Că o lua... Nu, ce bomboană! Ba da, a povestit! Băi, Alex, am zis eu că e ceva. O prinzi, gata. Am zis eu că e ceva cu colegul meu. Dar bun, de bomboană era vorba. A povestit aici în emisiune omul că era atât de dornic să mănânce dulce încât a oprit un localnic, i-a luat bomboana din gură, o sugea puțin în timp. Numai cuvinte obscene aici, da, la... Bombona! Fiecare înțelege ce vrea, exact, și o savura în timpul zilei, foarte puțin, o punea deoparte, o spăla, iar o savura. Tu-ți dai seama dacă la Exatlon făceau așa, gândește la noi. Da. Da, vă mulțumesc. Bine, el a trăit Exatlon 1, unde au fost mai... A săracul, s-a curățat. Păi, trebuie că nu mai ești la minte. Uite, de aceea îmi plac mie emisiunile în studio, pentru că sunt libere așa și putem să ne exprimăm oricum. Da, eu m-am exprimat liber și la Survivor. Da, e adevărat. Da, da. Toată lumea, vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi astăzi. Vă urăm o seară plăcută și ne vedem săptămâna viitoare, joi, cu alți invitați speciali. La revedere! Băi, scuze. Scuze, dar chiar am fost amuzat. Am plecat așa, în nuanța. Băi, chiar... Și tu ai o sugeam fiecare zi.